Suntem din nou în direct. Bună ziua tuturor! Mulțumesc mult că sunteți la a doua ediție pe care EM360 împreună cu România Durabilă și Economistul, așadar împreună cu Daniela Apostol, o realizează. Este, cred că, deja a patra ediție. Unul dintre produsele bune rezultate din situația și perioada dificilă pe care am traversat-o. Salut toți invitațiile, mulțumesc pentru prezență. Vreau să-i și prezint și în urma unei introduceri de 20 de secunde, apoi aș vrea să îi dau cuvântul pentru alte 20 de secunde și lui Daniel și să pornim la drum. Vor fi două ore foarte, foarte intense, foarte pline de informații. Rugămintea mea fiind să fim extrem de scurți, de punctuali și de conciși, pentru că astfel vom putea și noi să preluăm cât mai mult și să rostogolim ulterior mesajele extrem de prețioase, mesajele foarte importante pe care și dumneavoastră le veți avea astăzi. Îi mulțumesc din nou lui Liviu Rogojinaru, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru că este din nou alături de noi, ne acordă acest timp și vine cu informații foarte importante și cu răspunsuri punctuale. De asemenea, lui Sebastian Burduja, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, bun găsit din nou, mă bucur că suntem aici. De asemenea, lui Tănase Stamule, consilierul economic al premierului Ludovic Orban, consilier de stat pe probleme economice. Bun găsit din nou, mersi pentru prezență. Dumitru Nancu este cu noi, directorul general al Fondului Național de Garantare al Creditelor pentru IMM-uri. De asemenea, Florin Gianu, nu doar fost ministru, dar și președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Ni se va alătura curând și Constantin Rudnitski. Cristian Popescu, administratorul Tabac Express, este alături de noi. De asemenea, Adrian Badea, bun găsit din nou, vicepreședintele Federației Patronale Petrol și Gaze, este alături de noi și Gilda Lazar, este Corporate Affairs Director la JTI. Remus Ștefureac este împreună cu noi, coordonatorul proiectului Strategic Thinking Group, dar și director in scope. Bun găsit și mă uit așa în panel să văd dacă am uitat pe cineva. N-am uitat pe nimeni. Răzvan Alexandru este împreună cu noi. Bun găsit din nou. Spuneam că tema principală este business în noua economie. Trebuie să repornim lucrurile, trebuie să le repornim cu cap și cu o gândire extrem de bine calculată în urma unor decizii strategice. Nu știu dacă vom beneficia de acel V, dacă e o utopie sau nu. Ideea e că trebuie să repornim lucrurile și să ne adaptăm unei situații care cu siguranță va deveni noua normalitate pentru noi. Rolul instituțiilor și rolul parteneriatului guvernamental este acela de a inspira încredere și de a investi încredere în economie, dar și bani, da? Și prin acțiuni concrete, mai ales la scară mare. De asemenea, rolul nostru este să fim cât mai onești, să nu ne plângem, să punem osul și să punem chiar și mâna în buzunar, dacă trebuie, și aici mă refer la noi cei din rândul antreprenorilor, astfel încât să punând numărul cu toții, să putem să mișcăm lucrurile înainte. E o perioadă dificilă. Vorbim și despre măsuri, vorbim și despre decizii, vorbim despre felul în care poate și trebuie să arate business-ul pentru a rămâne noi în viață, pentru a rămâne ecosistemul antreprenorial în viață și pentru a putea să menținem societatea în viață așa cum trebuie. Daniel, hai să pornim la drum. Hai să deschidem panelul. Ne așteaptă două ore foarte importante. Hai să-l deschidem, trebuie însă să îi salut și eu la rândul meu. Bine ați venit tuturor speakerilor, așa cum au fost prezentați deja de Adi Mănuțiu. Mulțumesc din capul locului tuturor partenerilor care au făcut posibilă organizarea acestui webinar. Mulțumesc și colegilor din presă care sunt parteneri media alături de noi și veți vedea, suntem transmiși în direct chiar acum la Profit TV. Avem un partener radio în exclusivitate, Europa FM. Vom fi preluați de mulți alți colegi din presă, cărora le mulțumesc că sunt alături de noi. Întrebările lor vor fi adresate invitaților noștri de astăzi prin intermediul nostru și vom cita ca atare întrebarea și o vom adresa cui trebuie. Business în noua economie, adică cum facem să repornim, să redresăm economia, cum facem să o aducem din nou pe creștere economică,
cum facem să schimbăm poate metehne nefericite din paradigma economică de până acum și să îmbunătățim modelul economic. Iată o provocare pentru toți cei aici de față și de aici încolo eu zic să și dăm drumul speech-urilor, Adi. Cu o singură ultimă paranteză, vă invit ca în micile pauze, în acel răgaz pe care îl veți găsi între propria intervenție și un viitor răspuns la o posibilă altă întrebare, să dați și un share acestui live, acestei conferințe de pe EM360, pagina de Facebook, astfel vom reuși să ajungem la mult mai mulți. Atât. Bun. Să începem atunci cu câteva puncte de vedere de la colegii noștri din zona ministerială, pentru că este bine să aflăm care este gândirea, mai ales că ieri în Parlament premierul a făcut o prezentare a planului de măsuri menite să repornească economia și de aia să încep chiar cu consilierul, cu voia domnilor miniștri și secretar de stat, dar să încep cu consilierul premierului, cu Tase Stamule. Bună dimineața! Salutare tuturor, mersi pentru invitație! Concis cum ne-a provocat Ani Mănuțiu. Păi, e foarte clar, o să susținem digitalizarea mult, lucruri din ce în ce mai multe, mai ales pe zona Ministerului de Finanțe, doi investiții masive în infrastructura publică, o să finanțăm IMM-urile, aici o să vă povestească Liviu mai mult, mult, și încercăm prin digitalizare să facem un stat cât mai eficient și mai suplu. Nu credem în politicile șoc și căutăm să stimulăm cererea agregată ca să fie V. Nu vrem să repetăm ce s-a întâmplat în 2012, atunci când a fost un U și șocul în populație a fost mult mai dur decât ne așteptam, adică revenirea a durat mult mai mult. Trebuie să învățăm să trăim cu acest virus, se pare că vaccinul nu o să fie atât de rapid pe cât sperăm și atunci toate modelele de business o să intre în digital, interacțiunea va scădea o perioadă. Din fericire, structura PIB-ului României este în așa fel făcut încât nu o să afecteze atât de tare zonele care sunt astăzi închise, ca și, dar pentru liniștea socială și pentru confortul social al oamenilor este bine ca toată economia să redeschidă, mai ales zona de Horeca. Gradual estimăm că se va deschide totul, dacă lumea va respecta regulile, nu vedem de ce să nu redeschidem cea mai mare parte a economiei. Suntem foarte atenți la aceste lucruri. Ce am mai făcut în ultima perioadă, am analizat balanța comercială foarte atent pentru a vedea exact unde revine deficitul. Iar finanțările pe IMM-uri, atât de la Ministerul Dezvoltării, cât și de la Ministerul Economiei, vor avea în componență o grilă, tocmai pentru a vedea ce mai putem să producem intern, din ce importăm, mai ales dacă importăm lucruri care au marje mari de profit. Asta înseamnă că putem face capacități de producție și în România. Am avut discuții în acest sens cu retailerii, există o deschidere din partea lor să cumpere românește atâta timp și să vândă românește atâta timp cât există producție românească, iar aici statul va susține producătorii care vor intra pe zonele astea de care provoacă deficit mare de balanță. Sunt din nou în direct. Bună ziua! Pe scurt, cred că e în regulă. Acum, ce să vă zic, acționăm pe foarte multe paliere, e un proces complex, dar până acum suntem optimiști că, așa cum șomajul tehnic funcționează, o să funcționeze și IMM Invest foarte bine, o să vă povestească Mitică mai mult pe zona asta. Însă, ca orice, pregătim o schemă de garantare a creditului comercial. Așa cum știți, în România sunt 385 de miliarde de lei credit comercial, de 3 ori mai mult decât creditul bancar. Trebuie să avem grijă că nu se oprește creditul furnizor pentru firme. Deci, suntem cu ochii pe tot ce înseamnă zonele de risc ale economiei și încercăm să le rezolvăm. Desigur că nu este simplu, însă în fiecare zi încercăm să facem treaba cât mai bine. Ok. Și dacă, cred că am fost suficient de explicit. Da, mulțumesc. Chiar ai făcut o retrospectivă rapidă a pachetului de măsuri și cu trimiteri clare către colegii din zona de guvernare. Noi deja colectăm, uite, vin întrebări de la Mihaela Pantea, jurnalist cu State Vechi. Cum susținem statul concret? Cum va susține statul concret afacerile românești? Iată o întrebare care poate fi de altfel o introducere pentru următorul ministru secretar de stat. Stai un pic, dăm cuvântul tuturor și revenim și la voi. Tianu, Burduja, te rog frumos, Sebastian, cum susține statul concret afacerile românești? Mulțumesc, Daniel. Aș începe spunând că tema pe care o abordați este extrem de corectă și vorbim despre o nouă economie și un nou model economic românesc
din punctul meu de vedere, și nu doar ca liberal, cred că acest nou model românesc poate sta sub sintagma prin noi înșine sau din nou prin noi înșine, pentru că ne-am dat seama cu toții în actuala criză că trebuie să avem o Românie sigură, o economie sigură, ceea ce englezii sau americanii numesc resilience, și e un concept pe care nu știu să-l traduc încă în limba română, dar probabil că se rezumă la ideea aceasta de rezistență, de durabilitate, de baze economice solide, inclusiv prin producție autohtonă. Guvernul României, Ministerul Finanțelor Publice, avea o alegere simplă de făcut. Puteam să continuăm ceea ce au făcut alții înainte, măsuri populiste în care dădeam oamenilor câte un pește, eventual înainte de alegeri, sau să dăm oamenilor undițe, și anume să investim, să transformăm modelul economic românesc dintr-unul bazat pe consum, ceea ce a și dus la un deficit comercial semnificativ, într-un model economic bazat pe investiții, pe inovare, pe creșterea productivității. Nu inventăm nimic. Oricine știe bazele economiei se poate uita la modelele lui Bob Solow sau cei care vorbesc despre inovare endogenă, despre creșterea productivității prin cercetare. Paul Romer era al doilea nume la care mă gândeam. Deci trebuie să ne punem la punct, să investim cât mai mult în cercetare, în inovare, în infrastructură și, bineînțeles, în energie și în sănătate. Acestea sunt domeniile strategice în care statul investește. Pe termen scurt, bineînțeles că am ținut în viață cât mai multe locuri de muncă, cât mai multe business-uri prin ajutorul de șomaj tehnic, prin plata, rambursarea anticipată a TVA-ului 9 miliarde numai în martie și aprilie, prin plata concediilor medicale, de asemenea se acumulaseră restanțe aproape 3 miliarde plăți, deci prin plata facturilor statului român către antreprenori. Toate aceste lucruri sunt menite de a să injecteze bani în economie, să țină afaceri românești în viață, dar sigur că ne preocupă foarte mult și să transformăm efectiv modelul economic românesc, și premierul a trasat ieri în Parlament principalele dimensiuni pe care le reiau: infrastructură, energie, sănătate și, bineînțeles, partea aceasta de inovare, de cercetare. Foarte scurt, chiar dacă ar putea să pară, deși nu e simplistă abordarea asta cifrică, am discutat-o și cu Tase Stamule. Aș vrea și de la tine, Tianu, o părere. România pregătește pachete deocamdată, într-o primă fază, într-un prim val, de 3, 4, 5% din PIB, măsuri agregate care să fie pompate și direcționate imediat către economie. Parte din acești bani au început deja să curgă, și mă uit la alte state occidentale care jonglează cu procente, care nici lor nu le e simplu acum, care jonglează cu procente între 10-15 sau 25-30% din PIB. Putem să avem în vedere, sigur, nici nu putem cheltui foarte repede foarte mult, dar putem să avem în vedere suplimentări. Știu, e o abordare cifrică, dar putem să mizăm pe niște suplimentări în viitor? Categoric da, a spus-o și ministrul Cîțu și premierul Ludovic Orban, dar cred că e mult mai important cum cheltuim decât cât cheltuim, drag Adi. Și cred că putem cheltui mult mai cu cap decât a făcut-o înainte statul român. Numai dacă ne uităm la portofoliul de proiecte de investiții. Deși avem un cadru legal, de exemplu Ordonanța 88, care reglementează o prioritizare a lor, ca să nu mai ajungem cu zeci de mii de șantiere deschise în diverse stadii, de la studiu de fezabilitate la lucrări de 5, 10, 15% încă de pe vremea lui Ceaușescu, trebuie să trecem prin acest portofoliu de proiecte, să-l prioritizăm și să finalizăm proiectele care într-adevăr generează impact și dezvoltare. Deci da, ne gândim să suplimentăm, dar e mult mai important cum cheltuim acești bani, nu doar să dăm drumul la tiparniță sau să aruncăm cu bani în piață peste tot, fără discernământ. Da. Mulțumesc mult, mulțumesc mult, Tianu. Mă duc acum către doi oameni spre care privirile noastre în general sunt orientate cu foarte multă speranță și cu extrem de multă așteptare atunci când vorbim despre IMM-uri și despre sufletul economiei pe care IMM-urile îl reprezintă, și nu sunt vorbe aruncate degeaba. Pe de o parte, Florin Jianu, fost ministru și actual președinte al Consiliului Național, dar
și către Liviu Rogojinaru, care astăzi este partea executivului, provenind din mediul de business și din conducerea de la vârful piramidei Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii. Și aș face acum o pasă către ei doi, începând cu Liviu și întrebând punctual, business în noua economie, cum va fi el posibil și ce putem să facem instituțional de data asta pentru a ne asigura că el va continua pentru IMM-uri? Păi, bună ziua din nou tuturor. Business se poate face în noua economie, ce spunea Tase puțin mai devreme, clar către o nouă abordare prin informatizare, digitalizare, prin altfel de abordare a business-ului, deschiderea de noi piețe de export, regândire de produse care să fie mult mai atractive pentru exportul României și nu în ultimul rând, ca răspuns la a doua parte a întrebării, prin cel 1 miliard de euro care va veni acum imediat, cu care se vor fi ajutate firmele românești. Avem în vedere firmele din Horeca, transportul și companiile închise pe perioada asta nenorocită pe care am traversat-o. De asemenea, vrem să ajutăm companiile fără niciun angajat. Sunt cei care au fost uitați, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare și care le-a fost foarte greu în perioada asta. Și clar, companiile și mici, și mijlocii, și mari, care vor fi ajutați cu granturi, probabil că granturi care să fie undeva în jur de 800.000 de euro până în 800.000 de euro, dar care vor fi foarte bine gândite și date către firmele românești. Agenții economici care desfășoară activitatea în România. Că tot timpul se face chestia asta, spun, domne, dați numai la firme românești, nu. Orice agent economic care desfășoară activitatea în România este firmă românească, firmă care e aici. Asta așa, într-o primă început. Mai departe, Florin. Da, gata, am preluat eu. Te rog, Florin. Vă spun și eu bună ziua. Mulțumesc pentru invitație. Eu nu vreau să fim ca într-o horă în care suntem cu toții de acord. Vreau să remarc un aspect pozitiv și anume acela că există un dialog consistent cu guvernul actual, dar să remarc și un aspect mai puțin pozitiv, acela al vitezei implementării acestor măsuri. Așa cum spunea Tianu mai devreme, poate că nu e important cât, e important cum, dar mai e important și când. Pentru că fiecare zi pentru întreprinderile mici și mijlocii s-ar putea pentru multe dintre ele să reprezinte ultima zi. De aceea, implementarea măsurilor și viteza trebuie să fie cu totul alta. Vorbim de IMM Invest și vorbesc mulți de IMM Invest. Asta înseamnă că e un program bun. Dacă nu era un program bun, nu vorbea nimeni, cu precădere politicienii. E un program necesar. Am văzut câte firme au aplicat pentru acest program și e clar că e un program necesar. Nu e însă și un program suficient, pentru că nu rezolvă IMM Invest toate problemele economiei, plecând de la structura întreprinderilor mici și mijlocii, în care 2 din 10 sunt bancabili. Ce facem cu restul? Ce facem cu micro-întreprinderile? Ce facem cu media de 2,3 angajați pe micro-întreprindere? Ele niciodată nu vor ajunge la bănci. Și atunci acele intervenții de tip microgranturi pe care le-am discutat cu guvernul, care sunt cuprinse în acel pachet de 1 miliard de euro, trebuie puse imediat în aplicare. Încă o dată, orice zi de întârziere reprezintă o dramă pentru întreprinzători și pentru economie în ansamblu ei. Nu vedem consecințele acestei crize acum. O să vedem peste 2 luni, peste 3 luni de zile, când se rup lanțurile comerciale, lanțurile valorice, când consumul nu mai este la același nivel. De aceea, noi vedem de la Consiliul Național investițiile pe 4 paliere. Investițiile de bază, le-am intitulat noi, care încep de la educație, pentru că noua economie înseamnă o nouă abordare, un nou tip de educație, în care digitalizarea trebuie să poarte standardul. Cu bucurie văd că zona educației și copiii în general s-au aliniat cel mai rapid la ceea ce înseamnă acest proces de digitalizare. Uite că digitalizarea și aceste sisteme
greoaie pe care încercam de ani de zile să le schimbăm, s-au schimbat într-o lună de zile și ANAF și Ministerul de Finanțe, toate instituțiile statului, e posibil să interacționezi cu ele online, să nu mai stai la cozi. Lucrurile astea și lecțiile astea, i-am spus și președintelui României și primului ministru, trebuie să fie lecții învățate pentru noi, să nu ne mai întoarcem la perioada de dinainte și la vechile metehne în care puneam oamenii la cozi și puneam să plimbe o hârtie dintr-o parte în alta. Deci se poate acest lucru. Educația e primul palier și din nou stimularea startup-urilor și a celor care vor să intre în economie cu alte tipuri de abordări. Și aici, dacă luăm programul Startup Nation și facem câteva corecții, eu cred că putem să mergem înainte fără niciun fel de problemă. Al doilea palier pe care noi îl vedem e acela de stimularea consumului și investițiile pe lanț valoric. Și aici am discutat și cu primul ministru și cu ministrul fondurilor europene, acele vouchere de consum. Modelul e luat din Statele Unite ale Americii, dar voucherele de consum pot fi un model foarte util de stimularea consumului, ajutând atât persoanele care sunt în dificultate, oameni care și-au pierdut loc de muncă, sunt în șomaj tehnic, dar și întreprinderile mici și mijlocii, pentru că un astfel de bon de consum mergi și te duci la, nu știu, la dentist, te duci la frizer, te duci și cumperi niște produse agricole de bază și așa mai departe. Am văzut că există în dezbatere publică un program operațional, o linie pe program operațional regional 2.2 și aici aș avea câteva propuneri de făcut. În primul rând, cred că trebuie să mergem spre predefinirea unor investiții, deci să nu le mai lăsăm așa alandala. Cred că la nivel regional s-a văzut în această perioadă că ne lipsesc niște chestiuni de bază, cum ar fi consumabilele medicale sau depozite comerciale sau procesarea un pic mai complexă a produselor de bază. Deci sfatul meu public e, fiind și Tase aici și restul colegilor din guvern, sfatul meu e modificarea acestui program, acestei linii 2.2 și să mergem țintit predefinite pe niște proiecte care să ajute într-un eventual val 2 sau într-o altă etapă în care o astfel de pandemie poate reveni, să nu ne mai găsească nepregătiți. Da. Florin, ai punctat foarte bine două chestii pe care pentru moment vreau să le rețin ca să putem să mai facem un pas în discuția noastră și mi-a plăcut foarte mult că ai remarcat urgența acțiunii, nevoia de a da un răspuns ferm la întrebarea când intervenim, când luăm măsuri concrete, când împingem mai departe economia și, doi, această împingere bazată pe investiții, pe educație, că e baza oricărei societăți civilizate, investiții majore, investiții dedicate. Despre investiții vreau să vorbesc acum în continuare, pentru că eu cred că România are în portofoliu niște resurse senzaționale pe care poate să le folosească rapid, apropo de când, urgent. Și îl avem alături de noi pe Adrian Badea de la FPPG, care îi și pasez această ocazie, de a sublinia faptul că putem, România are un atribut foarte bun în relansare economică când vorbim de resurse și de investiții. Adrian Badea. Ne auzim, Adi? Mulțumesc, Daniel. Bună ziua ție și tuturor invitaților. Da, România are un potențial semnificativ în Marea Neagră de resurse de gaze naturale care pot fi un motor pentru repornirea și sprijinirea dezvoltării economiei românești. Prin investițiile de la Marea Neagră pot fi generate beneficii în economia românească, atât în privința locurilor de muncă, și un studiu recent a estimat un număr de mediu de 30.000 de locuri de muncă pe an, care pot fi generate, având în vedere toate impactele generate din realizarea investițiilor. De asemenea, foarte important, venituri la bugetul de stat, practic, în medie, pot fi generate aproximativ 1 miliard de euro venituri anuale suplimentare la bugetul de stat din realizarea acestor investiții, precum și creșterea produsului intern brut, sprijinirea producției autohtone
și reducerea deficitului comercial. Pentru realizarea acestor investiții este nevoie de corectarea cadrului legislativ specific investițiilor offshore, în sensul restabilirii și clarificării regimului de stabilitate fiscală. E nevoie de corectarea regimului fiscal pentru ca acesta să devină competitiv și să sprijine realizarea acestor investiții. De asemenea, este nevoie ca de o liberalizare a pieței de gaze naturale, atât în ceea ce privește posibilitatea contractorii, cât și în ceea ce privește prețurile la gaze naturale. În plus, față de Marea Neagră, pentru sprijinirea întregului sector de petrol și gaze, care trece printr-o perioadă dificilă generată atât de scăderea prețului petrolului și a gazelor naturale, dar și de scăderea cererii, da, este necesară și corectarea cadrului fiscal și eliminarea supraimpozitării, care a fost introdusă ca măsură temporară prin ordonanțele 67 din 2013 și care nu este justificată, având în vedere că, iarăși, conform studiilor de specialitate, România are cea mai mare medie de impozitare efectivă pe gaze naturale din Europa. Prin aceste măsuri, sectorul de petrol și gaze, care e un motor și e un sector în care, pe lângă angajații direcți, cel mai mare număr din Uniunea Europeană sunt foarte mulți contractori, inclusiv firme mici și mijlocii, credem că România are o bază, un motor care să sprijine dezvoltarea în continuare. Da. Sunt de acord și mă bucur că ai menționat cele două chestiuni, cele două direcții importante. Mai avem alături de noi industrii care sunt pușculițe bugetare cu adevărat semnificative, cum este industria tutunului. Și în câteva minute o să o ascultăm pe Gilda. Deocamdată mă duc, Adi, spuneai că mai avem în zona de energie o întrebare. Adi Mănuțiu. Nu se audă. Mai greșește și maestrul. Îmi cer scuze pentru lipsa de modestie. Glumesc. E alături de noi o companie strategică, deținută integral de statul român, Romgaz. O companie cu un rol extrem de important în echilibrul energetic național, atât din punct de vedere strategic, cât și din punct de vedere economic. Romgazul este și el prezent în Marea Neagră și nu numai. Și atunci e foarte important de văzut din perspectiva unor companii mari, unor coloși, iată, și cu valențe strategice, cum ar putea, prin proiecte macro, să contribuie decisiv nu doar la stabilitatea lor ca entitate, dar și la stabilitatea economică. Și sigur că aici sunt o groază de fonduri care pot fi atrase și o groază de parteneriate care pot fi extinse, motiv cu care dau acum pasa către Mihaela Toader. Mulțumesc frumos! Nu suntem chiar integral de stat, suntem 70% deținuți de statul român, avem o mică participație pe bursă, mă rog, cam de 30%, însă, într-adevăr, acționarul nostru majoritatea este statul român și, prin urmare, mandatul nostru este completat, să spunem așa, de strategia pe care o identifică până la urmă statul român și suntem obligați să ne mișcăm în direcția... Da. În ceea ce privește strategia Romgaz, probabil că știți, toate companiile la care statul român este acționar majoritar au avut obligația și au obligația până pe 15 iunie de a-și prezenta strategiile de investiții. Noi am făcut-o puțin mai repede, mă rog, noi avem și un alt proces, trebuie să ajungă și în AGA. Însă direcțiile spre care ne uităm sunt în principal transformarea companiei din aproape exclusiv producător de gaz într-o companie energetică în ansamblu ei. Știți că am început în 2017 o investiție extrem de importantă și cred că unică în ultimii ani în România, respectiv centrala în ciclu combinat de la Iernut, 430 de megawatt. Vrem să continuăm în această direcție. Avem deja pregătit studiul de fezabilitate și aprobat pentru Mintia, deci sperăm că undeva la începutul anului viitor să avem proiectantul și executantul în teren.
Vrem să devenim un pic mai adaptabili și asta plecând de la ceea ce se întâmplă nu neapărat cu această pandemie, cu COVID-ul, cu ceea ce se întâmplă la nivel european legat de Green Deal. Sigur, Green Deal-ul poate să fie și o oportunitate și o amenințare. Dacă suntem pe partea de petrol și gaze și evident pe cărbune, este văzut mai degrabă cu o amenințare. Însă, cred, din perspectiva noastră, preferăm să vedem partea plină a paharului, să o luăm ca pe o oportunitate, să fim parteneri credibili în tranziție. Este clar că nu se va putea realiza tranziția de la cărbune la 100% regenerabile, uite așa, fără să fie utilizat gazul. De asemenea, ceea ce eu personal îmi doresc și le-am explicat colegilor mei în puținele luni de când sunt la RomGaz, îmi doresc să ne găsim un loc în piața de cercetare. Este clar că nu mai putem să rămânem în business as usual. Sigur, avem o resursă naturală a statului român, este un mare asset pentru noi, care ne sprijină pe de o parte la soliditatea companiei, avem ceva ce nu mai are nimeni, dar pe de altă parte trebuie să fim extrem de responsabili cu aceste resurse. În absența unor investiții bine țintite în partea de cercetare, pe de o parte riscăm tot sectorul să dispărem la un moment dat, poate în 10 ani, și pe de altă parte să devenim atâta de poluanți încât să fie extrem de scump ceea ce produce. Da, deci mulțumesc, Mihaela. Rămân cu ideea asta. Ai făcut referire la resurse și la nevoia de a acționa cu inteligență în exploatarea resurselor, indiferent, eu am să extind un pic discuția, indiferent la ce gen de resurse ne gândim, o resursă a economiei, pe de o parte o resursă a bugetului, sunt companiile mari, cum spuneam eu, pușculițele bugetare sigure, industriile mari care virează taxe, impozite, constant în volume semnificative pentru acoperirea nevoilor bugetare. O altă resursă pe care o are economia românească sunt sutele de mii de comercianți, de întreprinderi mici și mijlocii, micro-întreprinderi, care înseamnă, de fapt, grosul economiei și care trăiesc, e drept, multe dintre ele ca prestatoare de servicii sau ca furnizori de produse pentru marile corporații. Merg la Gilda Lazar acum și o provoc din calitatea asta de reprezentant al unei companii care are un aport semnificativ la bugetul public, dar care are și o legătură cu micii comercianți răspândiți până în profunzimea economiei și îl salut cu ocazia asta și pe Constantin Rudnitsky, director executiv al Coaliției pentru Libertatea Comerțului și Comunicării, este alături de noi. Gilda, să rămână, ești la microfon. Bună ziua din nou, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, noi reprezentăm partea aceea rezilientă a economiei. Eu aș fi mai degrabă în favoarea copertei ultimului număr din Economistul, care arăta planeta și cu un afiș closed, închis, decât în favoarea ideii de suntem în război. Suntem într-o altă realitate, dar și în această realitate continuă să funcționeze anumite sectoare. Sectorul tutunului a fost unul dintre ele și suntem foarte bucuroși că am putut să ne vedem de treabă și să plătim la buget, așa cum ne-am angajat. În acest trimestru al anului 2020 am plătit cu 15% mai mult decât în anul 2019. Pe luna martie, 1,5 miliarde de lei acciza la nivelul industriei. Guvernul a avut pe cine să se împărțească. Puțin... Acum se aude? Da, da. Aude. Da. Ce vroiam să spun este că ne-am bucurat să putem să ne continuăm activitatea și să fim un partener de nădejde al autorităților. Adică noi ne-am plătit taxele la timp și am plătit chiar mai mult decât anul trecut. Asta în ciuda dificultăților, pentru că s-au închis o mulțime de magazine, pentru că aprovizionarea a fost mai dificilă, pentru că au existat zone carantinate și pentru că războiul împotriva tutunului a continuat.
o ascultam mai devreme pe colega de la RomGaz. Pot să învețe din lecția tutunului, pentru că e un drum de parcurs pentru toate aceste industrii considerate conservatoare, reziliente, cu consum inelastic și așa mai departe. Dincolo de orice considerente legate de poluare, de Green Deal, de trenduri și de politici, mai ales de politicile de sănătate publică, nu poți să ignori existența acestei realități, existența unor industrii legale, a unor consumatori îndreptățiți să-și cumpere produsele și a contribuției pe care aceste industrii o au la bugetul de stat. E adevărat, pentru viitor, IT, educație și așa mai departe, dar deocamdată bugetele se bazează în bună parte pe contribuția acestor industrii conservatoare și reziliente. Cu ce ne-am confruntat noi în această perioadă? Cu lipsa unui partener real de dialog, pentru că acest grup de comunicare strategică este așa o entitate diformă, cu multe tentacule, dar necunoscută. Nu știm cine face parte exact din ea, în ce moment și cum se iau deciziile. Iar sectorul economic, practic, nu este reprezentat cum se cuvine aici. Deci noi ne-am adresat, când am avut probleme, Ministerului Economiei sau Ministerului Finanțelor sau Poliției, și de fiecare dată ni s-a răspuns, nu e la noi, e la grupul de comunicare strategică, e la departamentul de situații de urgență și așa mai departe. Și am primit răspunsul după vreo lună când am ieșit din starea de urgență și am intrat în starea de alertă maximă. Cu toate acestea au existat oameni deschiși și aș vrea să-l salut pe domnul Liviu Rogojinaru, care a deschis ușa pentru reprezentanții industriei și a acceptat să stea de vorbă cu noi și să găsim împreună soluții. Am găsit partener de dialog la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și până la un anumit punct chiar și la Ministerul Finanțelor, dar de fiecare dată dintre acolo se spune tutunul nu-i la noi, e la sănătate, ceea ce e un paradox, la sănătate industria farma, care acum e pe val, într-adevăr. Ce ne-ar interesa pe noi pentru viitor, după ieșirea asta din stare de alertă, când știm cu siguranță că va fi nevoie de bani mai mulți chiar decât acum, pentru că toată lumea zice avem nevoie sau să ni se dea sau se va da sau se va împărți, ne interesează să avem parte cât de cât de predictibilitate, adică să știm ce ne așteaptă. Noi am fost întotdeauna pedepsiții de serviciu, dar e bine să știm de pedeapsa aia cu 6 luni înainte, cu un an înainte, dacă se poate, nu de pe o zi pe alta. Deci la modificările viitoare am vrea să fim parteneri de dialog și nu doar să suportăm niște decizii luate peste noapte. Asta este o chestiune extrem, extrem de utilă, pentru că din dialog, din consultare, dintr-o transparentizare a deciziilor bazate pe dialog și pe consultarea celor care pun rotițele în mișcare și care știu cel mai bine cum funcționează lucrurile, cred că au ambele părți de câștigat. În primul rând, statul care nu întrerupe un circuit prin care poate să atragă bani. Și la bani voiam să ajung, pentru că Dumitru Nancu este alături de noi. Este președintele Fondului Național de Garantare al Creditelor, o entitate extrem de importantă în angrenajul actual, IMM Invest, stat, bănci, și anume programul care pune la dispoziția pieței credite finanțate sau garantate cu dobândă zero pentru consum, credite pentru capitalul de lucru sau pentru investiții, extrem de important acum când e nevoie de bani. Aș vrea să știu care e situația astăzi. Care este situația astăzi în FNGC și în acest program IMM Invest, profitând că mai e și Tianu Burduja de la Finanțe cu noi, pentru că au fost foarte multe povești care au înconjurat și unele dintre ele reale, pentru că programul nu a funcționat la viteza la care am fi sperat și nu mă refer aici la problema cu platforma de înscriere de la început, că aia s-a rezolvat, se poate întâmpla oricui. Mă refer la faptul că până la urmă banii ajung mai greu propriu-zis la firme, chiar dacă s-au înscris foarte mult. Adică e un circuit de durată. Ce se întâmplă? Care e situația acum? Și corectați-mă dacă greșesc.
Bună ziua, dacă îmi permiteți. Fac o corectură, n-am cunoscut director general al Fondului Național de Garantare a Creditului pentru IMM. Acest program este o noutate pentru mediul de afaceri din România. De ce spun asta? Pentru că îmbină cele trei componente vitale pentru un întreprinzător, și anume creditarea, garantarea și ajutorul de stat. Adică avem un produs 3-in-1. Din punct de vedere al rapidității, vreau să fac o remarcă. Este primul și cred că singurul în acest moment program aprobat de Comisia Europeană, în care intensitatea ajutorului de stat, pe garanții vorbim, este de 90%. Pe celelalte țări au garanția statului 80%. Iarăși un aspect pozitiv pentru România, există și în cadrul schemei de ajutor de stat, pe lângă plafonul de 15 miliarde, plafon de garanții în nume și constat, există 1 miliard pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru subvenționarea dobânzilor, comisionului de administrare, comisionul de risc și comisionul de garantare. Practic, într-o lună, de la aprobarea Comisiei Europene, dacă nu mă înșel, în 13 martie a fost, România a obținut notificarea de la Comisia Europeană, într-o lună de zile, guvernul a aprobat, să spun, toată legislația subsidiară, de la ordonanță de urgență, norme prin hotărâre de guvern, convenții cu 22 de bănci, s-au semnat convenții într-o lună cu 22 de bănci. Din punct de vedere al schemei de înscriere, știți foarte bine, s-au înscris până la această dată un număr de 57.807 IMM-uri, da? Care au primit răspuns din partea Fondului Național de Garantare în 72 de ore. Nu cred că au existat și nu există încă, să spun așa, îngrijorări. Am văzut și eu atacurile, ca orice lucru care merge bine, e normal să mai fim și atacați. Ce se întâmplă în continuare? Deci, acele 57.807 cereri, da, care au fost analizate de către Fondul Național de Garantare, au fost transmise celor 22 de bănci. În acest moment, da, există pe circuitul de aprobare la cele 22 de bănci, că am făcut în fiecare dimineață, fac, să spun așa, un tur al băncilor, un număr de aproximativ 5.000 de întreprinderi mici și mijloci, de aprobări, să spun așa, din partea băncilor. Adică deci, îmi spuneți că ritmul de aprobare, adică de intrare pe circuit al acestor împrumuturi, este cam de 5.000 pe zi. Nu, vă spun că în acest moment există la aceste bănci, în cele 22, un număr, noi am transmis 57.807 dosare, da? Iar banca din acestea 57.807, băncile au procesat un număr, cifra exactă nu o am, de 5.000 care sunt aprobate. Vă dau un exemplu, este primul și singurul program care practic a produs efecte într-o săptămână de la aprobarea lor. Deci nu văd, e clar că băncile, acum nu putem intra peste normele interne, sunt 22 de bănci. Fiecare bancă are o normă proprie, bineînțeles acea normă proprie nu trebuie să spun să sară de la legislația primară și secundară în cadrul programului IMM Invest, dar repet, spre sfârșitul săptămânii, pentru că practic după ce noi am aprobat 57.807 cereri, practic băncile au deja o săptămână de când au început să evalueze. Deci practic cele 57.000 sau apogeul se va ajunge undeva săptămâna viitoare, pentru că vă dați seama, acum lucrăm cu 22 de bănci. Deci munca unei instituții va fi părțită în 22 de bănci. Ca magnitudine, ascultați-mă puțin, să ca magnitudinea cifrelor, să insist. Deci, practic, este pentru prima dată când un guvern respectă legea 346, care spune clar că pentru sectorul IMM se acordă anual din PIB 2%. Da? E, acest lucru s-a respectat. Adică s-a acordat prin plafon și prin asta, prin ajutorul de stat, 16 miliarde. 2. Sunt înscrise 57.807
pe întreprinderi mici și mijlocii, care totalizează un număr de locuri de muncă de aproximativ 726.219 locuri de muncă. Vreau să vă spun că prin indicatorii de performanță pe care și-a asumat guvernul prin acest program, da? Fiind o schemă, v-am spus, este un mix, e o schemă complexă. Nu a mai existat o schemă de finanțare și domnii miniștri dinaintea mea, domnul Jeanu, domnul Burduja, nu a existat un astfel de mix de garanție cu credit și cu ajutor de stat. Deci sunt trei componente vitale pentru întreprinzătorul mic și mijlociu. Sunt foarte bune un precizările, domnule, o secundă, sunt foarte bune precizările, au început deja să curgă, să știi, foarte multe întrebări de la cei care ne urmăresc și o să le direcționez către tine, dar aș vrea să profităm de faptul că mai sunt câteva minute până când ministrul secretar de stat Sebastian Burduja va trebui să intre într-o altă ședință. Îl ținem alături de noi pentru că înainte de a pleca ar trebui să se îndrepte înapoi spre cei prezenți cu un punct de vedere de la finanțe, apropo de ce urmează să se întâmple. Mulțumesc frumos, realmente o plăcere și m-aș bucura să rămân până la final. Acum la 12 începe Ecofinul, reuniunea ministrilor de finanțe și particip împreună cu ministrul Florin Câțu la această videoconferință. De altfel, câteva vești bune pentru România vin și de la nivel european și aș vrea să închid într-o notă optimistă. Pe de o parte, pentru că am văzut la nivel intern antreprenorii români că reacționează pozitiv și aici Dumitru Nancu ne poate confirma că o bună parte dintre cei care au solicitat finanțări prin MM Invest vor finanțări pentru investiții și lucrul acesta l-a spus și Liviu Rogojinaru cu altă ocazie. Și pe de altă parte, pentru că se reinventează foarte repede. De asemenea, de la nivel european, România va avea acces la câteva resurse importante. Vorbim nu doar de programele finanțate din fonduri europene pentru viitorul ciclu de finanțare, a cărei infrastructură o gândim acum. Vorbim și de instrumentul SURE pentru susținerea măsurilor active de reîntoarcere în câmpul muncii. Vorbim de un fond de paneuropean de garantare la nivelul BEI-ului, tot destinat IMM-urilor. Aici e o dezbatere pentru că unele state membre vor să includă și companiile mari în grupul țintă. România și alte state vor să tragă pentru IMM-uri acest fond paneuropean de garantare. Și în ultimul rând, probabil ați văzut planul franco-german de relansare economică de 500 de miliarde de euro. De asemenea, cred că este o veste bună și dă câteva repere despre care cred cu toții am vorbit astăzi și e bine să le păstrăm în minte. Partea de digitalizare și de inovare, categoric. M-am bucurat foarte mult că Mihaela Toader a vorbit despre cercetare, despre o companie strategică de stat care se gândește cum va arăta lumea de mâine, nu doar să supraviețuim zilei de astăzi. Vorbim de partea de Green Deal, poate insuficient încă la nivelul României, dar salut faptul că această țară a avut viziunea să fie în grupul statelor care au spus că trebuie să ne relansăm, dar în continuare pe principii verzi, pe principiile Green Deal, și vorbim de acest concept de suveranitate, de adaptabilitate economică și industrială, implicit de decuplarea de China. România are o mare oportunitate să contribuie la acest plan european și chiar transatlantic și să atragă în țară firme de pe lanțul de aprovizionare care până mai ieri erau în China. Mulțumesc, Sebastian Burduja, mult succes la întâlnire. Eu aș vrea să văd o știre de la Ecofin, cum că miniștrii de finanțe sunt solidari în ceea ce privește salvarea și economiei răsăritene, nu numai a economiei din zona euro, așa cum Germania își pusese în cap și a fost un pic strunită. Mulțumesc, succes! Contează și când, așa cum spunea Florin Jianu. Deci, solidari vom fi, dar important e să fie cât mai rapid. Să nu fim pe patul de moarte, să fim acum, da? Corect. Are dreptate, Florin. Răspunsul la întrebarea asta, când e esențial. Mihaela Toader se pregătește la rândul ei pentru altă ședință și vreau să-i mulțumesc pentru participarea de până acum, Mihaela. Vă mulțumesc și eu foarte mult și ca să vin să-l completez puțin pe Sebastian. Noi vom încerca să ieșim regional. Avem posibilitate, avem potențial financiar și cred că ar fi o mișcare bună, cel puțin în această perioadă, companiile statului român care își permit să încerce să câștige niște piețe regionale,
profitând un pic acum de poate de capitalizarea altora, să încercăm și noi să fim ca Germania. Da. Eu vă urez și ar fi foarte tare să vă văd într-un consorțiu așa cu toți producătorii, uite, OMV Petrom alături de noi, RomGaz, să-i vedem la Marea Neagră cum investesc în exploatarea resurselor. Mult succes, Mihaela Badea! La revedere! Și mă duc repede la Constantin Rudnitschi, coleg de presă, dar iată de data asta în calitate de director executiv al CLCC. Reprezintă o umbrelă mai largă de comercianți, de antreprenori, de întreprinzători mici, mijlocii, poate chiar micro-întreprinderi, care cu sufletul la gură așteaptă să vadă care ar fi gura de oxigen pe care pot să o primească pentru redresarea economiei. Bună dimineața, Rudi! De fapt, bună ziua, că e deja prânz. Bună ziua, Daniel, sper să ne auzim. Îți mulțumesc pentru invitație și pentru această idee de a organiza această întâlnire. Aș spune că s-au începe cu câteva cuvinte. Iată, Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării aș spune pentru început că nu sunt eu cel care a înășit acest nume, dar mi se pare foarte interesant că suntem exact în această epocă în care vorbim foarte mult despre libertatea comerțului și a comunicării și sigur cine a dat această denumire coaliției noastre a fost așa inspirat sau vizionat. Dincolo de acest lucru, Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării reprezintă, cum spuneai, 2000 de companii cu o cifră de afaceri de 50 de miliarde de lei din întreaga economie românească. Sunt membri din zona bunurilor de la consum, energie, ospitalitate, iată o temă, o industrie extrem de activă în aceste zile, cu speranța că se va reîncepe să funcționeze, comerț, media și publicitate. Bun, recunosc sau trebuie să spun că pentru a vorbi la această conferință pe care ați organizat-o, am făcut așa un mic sondaj între membrii noștri. N-aș spune că este un sondaj neapărat reprezentativ, dar am avut câteva răspunsuri. O să ajung și imediat și la aceste răspunsuri și la ce ne spun membrii noștri. Aș începe însă prin a spune, am două variante, sau mă rog, încep și cu vestile mai puțin bune și o să ajung și la o veste bună, dacă o pot spune așa. Vestile mai puțin bune sunt legate de ordonanțele militare. Am avut acolo în opinia noastră câteva confuzii, am făcut câteva demersuri chiar la în zona administrației, la ministere. Din păcate am fost inițial ascultați chiar la nivelul premierului, după care s-au fost pasați către alte niveluri mai jos și nu s-a rezolvat. Problema era că ordonanțele militare au închis și magazine care trebuiau să rămână deschise. Mă refer la faptul că aceste magazine vindeau produse alimentare, vindeau produse de necesitate, vindeau băuturi nealcoolice. Ori nu s-a reușit să se înțeleagă acest lucru, mă rog, faptul este depășit, sperăm ca în continuare să nu se mai întâmple astfel de situații. În general, ceea ce ne spun membrii CLCC este că își doresc ca și aceste măsuri pe care toată lumea le înțelege că trebuie luate foarte rapid, să aibă totuși un tip de predictibilitate, pentru că pentru companie aceste măsuri înseamnă costuri. Și am vorbit cu câțiva oameni care și cu câțiva membri CLCC care ne-au spus că aceste materiale sanitare, de exemplu, ajung pentru companiile din comerț, pentru lanțurile de mici, de comerciale, să fie deja, să aibă niște costuri importante. Bun, dacă vreți o estimare, să spunem globală, spune că așteptările sunt ca în următoarea perioadă cifra de afaceri a companiilor, mă refer la membre ale coaliției noastre, să scadă între 10 și 40%. Marja pare destul de largă, dar ea este dată de situația în care ne aflăm. Știm cu toții că economia este într-o situație destul de impredictibilă și atunci sigur că acestea sunt estimările. Mai vedem o chestiune pe care ne-o spun cu membrii noștri și anume, cum spuneam, sfera de aplicare a ordonanțelor militare este destul de vagă în anumite situații. Avem o lipsă a materialelor de protecție în continuare și companiile se tem că vor avea nevoie de material de protecție foarte multe, fiind bine, nu de la hoteluri, restaurante până la zona comercială. Dar avem o temă extrem de complicată și avem o propunere interesantă pe care o să îndrăznesc să o aduc acum în fața dumneavoastră și a voastră, și anume, companiile se vor lovi, cele în special din zona de hoteluri, restaurante și ospitalitate, se vor lovi în următoarea perioadă de nevoia de a-și plăti furnizorii, utilitățile, energie, apă,
gaze. Oricele sunt în acest moment, companiile care au fost închise, sunt decapitalizate, sunt fără bani, fără cash, dacă vreți, pentru că nu au încasat două luni și jumătate, unele dintre ele aproape nimic. Fac o paranteză pentru că am văzut-o pe Tilda Lasă. Rudi, îmi cer scuze, o să revenim pentru că e una dintre problemele acute care ne apasă foarte tare și pe care tocmai ai exprimat-o și n-aș vrea să trecem foarte ușor și de aici poate să mergem către soluții și către alte probleme acute, actuale, de la firul ierbii și mă aștept și către Florin Gianu. Dă-mi voie doar să dau și vestea bună, scuze Maria. Rog. Un minut doar, veștile bune să spun. Am vorbit cu câțiva întreprinzători din coaliție. E, interesant este că ei continuă să facă investiții. Adică avem un întreprinzător care a luat un credit prin IMM Invest, l-a luat, are o aprobare de la bancă, o investiție de 1 milion de euro, iar un alt investitor care face parte din coaliția noastră mi-a spus că are lucru un depozit la care lucrează și va fi dat această investiție până la sfârșitul anului, însemnând acest lucru că nu a aplicat la IMM Invest pentru că nu se califică. Oricum ne bucură, Rudi, vestea cu privire la tendința unor antreprenori de a investi, de a capitaliza firma, de a dezvolta business-ul. Ne întoarcem, Adi, erai la Florin. Florin, știu că și el e presat la ora 12 de un alt angajament și vreau neapărat să știu, ok, what's next? Ce facem de acum? Concret, problemele le cunoaștem, măsurile sunt și ele enumerate, sunt oarecum în pole position, am vrea o viteză mai mare de implementare, dar din punct de vedere realist, hai să vedem ce putem face pas cu pas în viitorul apropiat, în viitorul imediat. Hai să vedem așa, sub formă de concluzii, după ce ai ascultat tot ce s-a povestit aici, tot ce s-a spus, tot ce s-a punctat, Florin, concluzia ta cu focus pe măsuri. Sigur, concluzia e aceea că măsurile trebuie implementate imediat. Măsurile la care eu am făcut referire la început sunt măsuri din fonduri europene. Deci, practic, nu există o presiune suplimentară pe bugetul de stat. Acest lucru l-am repetat, l-am spus și președintelui României, aș vrea ca și pe noile instrumente pe care le avem, SHORE, celelalte garanții de la BEI sau alte instrumente care vin de la Comisia Europeană, să devenim și noi campioni, să nu mai fim ultimii din Europa care fac uz de acele instrumente, ci nu trebuie altceva decât să ne pregătim, pur și simplu, să avem nevoile foarte clar și mă bucur că Rudi a făcut o astfel de analiză și noi am făcut foarte multe analize la nivelul Consiliului Național al IMM-urilor și vă pot spune trei elemente. 1. Costul per angajat pentru aceste reglementări impuse de sănătate, securitate, muncă este aproximativ de 100 de euro pe lună, per angajat. Aici, dacă ne gândim la structura micro-întreprinderilor, dar chiar și a întreprinderilor medii sau mari, o să vedeți că ajungem la niște costuri însemnate și trebuie să le găsim o soluție. Soluția pe care noi am găsit-o e aceea că din microgranturile din fonduri europene, o parte din costuri pot să meargă pentru aceste reglementări de sănătate, securitate, muncă. Al doilea lucru, reintegrarea personalului la nivelul de dinainte de criză se va face în medie în aproximativ 6 luni de zile. Asta ne-au spus 8.000 de întreprinderi mici și mijlocii. De 6 luni de zile avem nevoie de diverse tipuri de instrumente, de muncă flexibilă, de Kurzarbeit, de muncă activă pentru a susține reintegrarea personalului. Și 3, pentru a reveni la cifra de afaceri de dinainte de criză, e nevoie între 6 luni și 12 luni, depinde de domenii. Deci, cred că toate aceste instrumente trebuie să aibă în vedere toate aceste cercetări pe care le avem cu toții. Încă o dată, să facem uz cât putem de mult de fondurile europene, să ne uităm cu atenție la acele investiții pe care și colegii le-au exprimat anterior, investițiile majore ale statului, care pe cale de consecință susțin și mii de întreprinderi mici și mijlocii. Și vreau să vă dau un singur exemplu și cu asta mă opresc. Amintiți-vă că în criza din 2008-2009 a fost un program național de anvelopare a blocurilor, pentru că atunci a fost o problemă majoră cu firmele de construcții și acele anvelopări de blocuri au ajutat mii de întreprinderi mici și mijlocii pentru că nu se duce o multinațională să învelopeze un bloc într-un orășel mic. Un IMM aducea forța de muncă, altul aducea cimentul,
consumabile și așa mai departe. Deci tipul ăsta de proiecte, atât la nivel strategic, național, ajută pe orizontale IMM-urilor, dar și celelalte elemente pe care le-am prezentat anterior. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și tuturor celorlalți colegi și îmi cer scuze că trebuie să fiu într-o altă ședință. Mulțumim și noi, Florin. Mulțumim foarte mult pentru intervenție și pentru formularea limpede a concluziilor transmise din zona IMM spre zona guvernamentală și nu numai. Îi mulțumesc și lui Liviu Rogojinaru, ministrul secretar de stat cu atribuții pe mediul de afaceri pentru prezență. Înțeleg că la rândul său are o ședință. Aș vrea să spun și eu participanților să în încheiere. Vă rog frumos, nu uitați, pregătim acum programul de României de expert pentru următorii 5 ani de zile. Lucrăm la el. Dacă aveți idei, dacă aveți propuneri, vă aștept cu mare rugăminte să mi le faceți cât mai clare și cât să le trimiteți, în primul rând. În al doilea rând, credeți în industria românească, pentru că vom reuși să mergem înainte și eu zic că vom merge mult mai bine, pentru că avem toate prerogativele ca să putem să ne facem viața mai frumoasă și mai bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mulțumesc, Liviu! Am câteva întrebări pentru toți cei prezenți aici. Am câteva întrebări pe care le voi direcționa acum către cei în cauză venite, întrebările de la colegii noștri din presă care ne urmăresc. O întrebare pentru directorul general al FNG-CIMM, Dumitru Nancu, apoi o întrebare pentru consilierul premierului Tase Stamule. Dăm voie doar, Daniel, să-i salut pe Dragoș Roșca și pe Adrian Codârlașu, care ni s-au alăturat între timp. Doar să le spun bun venit la dezbaterea noastră și din nou la tine cu întrebările. Bun, întrebarea este așa, dacă se păstrează acest ritm al aprobărilor de credite din partea băncilor, în cât timp estimează conducerea FNG-CIMM că banii vor reuși să ajungă la IMM-urile care au aplicat, adică programul care este acum în derulare își va arăta și efectele în economia reală? Așa cum am precizat la început, da, maxim 2 săptămâni ar trebui, pentru că băncile au intrat săptămâna aceasta, deci practic de evaluare. Noi estimăm că până la sfârșitul acestei luni vom avea un număr semnificativ, adică nu pot să... Practic o evaluare la bancă mai mult de 5 zile nu durează, deci undeva la sfârșitul lunii vom avea, să spun, vom trece peste jumătate din cererile aprobate. După care, bineînțeles, vreau să vă spun că deja băncile și-au automatizat aplicațiile. Și, deci, repet, până la sfârșitul lunii vom vedea efectele directe. Mai vreau să fac o completare. Trebuie să vedem cât s-a subscris din plafon. Deci plafonul de garantare de 15 miliarde a fost subscris de 10 ori. Adică în acest moment avem cereri de 150 de miliarde, din care numai 100 pe investiții. Deci succesul programului constă și în aceste cereri din partea întreprinderilor mici și mijlocii și veți vedea că începând cu 1 iunie, practic vom face fie realocări, fie suplimentări de plafon. Mulțumesc! Acum o întrebare rapidă la foc automat pentru Tase Stamule. E o întrebare interesantă. Care crezi, Tase, și care credeți voi, echipa de resort, echipa de gândire economică la nivel guvernamental, că sunt zonele de risc ale economiei românești pentru toată perioada care urmează? Trebuie să deschizi microfonul, din câte îl văd eu e oprit. Industria auto și industria de construcții civile vor fi afectate de cerere agregată. Cei mai mulți români își vor amâna decizia de a cumpăra o mașină și de a-și cumpăra o casă. Și aici va trebui să găsim formule pentru a stimula consumul și pentru a reda românilor încrederea în achiziții de bunuri de capital pe termen lung. Știți foarte bine structura PIB-ului, că industria auto este foarte importantă în România și atunci aici vedem un mic risc, mai ales că și în piețele globale este acest trend. Și bineînțeles industria construcțiilor, care a revenit ca pondere în PIB destul de mult. Sperăm aici să compensăm prin investițiile statului și atunci să ținem ponderea la un nivel, să ținem același nivel al ponderii. Însă avem aceste două industrii care
O să vedem. Cel mai important, tocmai de aceea căutăm metode pentru a stimula cererea agregată, tocmai pentru a redemara consumul, inclusiv consumul de bunuri de capital mari, pentru termen lung. Ok. Avem alături de noi și reprezentanța IBA IMM, antreprenori, Cristian Popescu, Remus Tefurească a venit și cu un studiu. Cristian Popescu, un punct de vedere, te rog. În primul rând, bună ziua și mulțumesc pentru invitație, onoare pentru mine. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ai așteptat, pentru că, vezi, suntem mulți la un loc și avem multe puncte de vedere pe care încercăm să le colectăm. Te rog frumos. S-au discutat multe lucruri interesante aici, prea macro din punctul meu de vedere, adică cu o vedere la nivel general. Eu n-aș putea decât să vin cu lucruri de la firul ierbii, adică ce se întâmplă în retail-ul de zi cu zi sau din viața companiilor în perioada aceasta. Aș putea să spun în primul rând câteva lucruri despre mine sau despre noi, pentru că eu vă cunosc aproape pe toți din diverse alte ipostaze, dar eu sau compania pe care o conduc în România nu suntem atât de cunoscuți. Oricum, suntem și relativ informația de la firul ierbii într-un ritm mai alert ca să putem să o transmitem rapid către toți cei care ne ascult. Ok. Conduc în România operațiunile unui retail cu peste 100 de magazine în centre comerciale moderne și de business, în domeniul retail-ului de news, tabac and convenience. Practic, am fost dintre companiile pe care doamna Lazar și domnul Rudnitsky aminteau în discursul lor referitor la reglementări pe OM2, companiile închise și așa mai departe. Suntem una dintre acele companii și aș dori să le mulțumesc pentru ajutor în perioada respectivă, pentru că asta a fost principala noastră problemă, să rămânem operaționali. Avem într-adevăr un downtrending de aproximativ 10% pe magazine închise, care sunt în zona de entertainment din principalele mall-uri, dar overall nu vedem un downtrending general. Nu știm exact ce se va întâmpla când companiile reîncep să vină la viață și practic să nu mai beneficieze de șomaj tehnic, practic când acest pacient care acum este într-o comă indusă, și mă refer la domeniile care au fost drastic afectate, vor reveni la viață. Acolo va fi realitatea pe care sunt curios să o văd. Vă spun doar că noi luăm în calcul, suntem o companie care anul ăsta targeta o țintă de afaceri de 100 de milioane de euro, o companie de 4 ani în România, dar scenariul pe care îl luăm acum în calcul și pe care ne-am reorientat este de o revenire a economiei în formă de radical, nu de V. Ne-am dorit să fie un V, dar semnul de radical are o creștere mai mică, apoi urmată de oarecare stagnare pe recuperare. Asta luăm noi în calcul acum. Pe de altă parte, se văd măsurile bune ale guvernului. Momentan nu există este o scădere de trafic generată de pandemie, dar nu este o scădere în consum, cel puțin pe segmentul pe care noi activăm, chiar dacă peste 1 milion de contracte de muncă au fost suspendate sau au fost încheiate. Mulțumesc, Cristian, pentru analiza asta de până acum. Aș mai dori un singur lucru înainte să-mi închid scurtul discurs. Îmi pare rău că nu mai este domnul Burduja în direct, pentru că una dintre măsurile care ne afectează în acest moment, lipsa ei ne afectează, dar ne-am dorit o implementată cât mai curând în România, este digitalizarea ANAF. Practic, o platformă pentru facturare la nivel național, casele de marcă legate, pentru că noi suferim în acest moment de o parte a comerțului care nu este licită, să zic așa. Da. Suntem una dintre companiile corecte care ne-am menținut și în acea perioadă am plătit absolut toate taxele la zi, deși am avut down trading și magazine închise. Ne-am susținut singur oamenii, fără să apelăm la șomaj tehnic pe magazine închise sau Rețin ideea și provocarea cu digitalizarea ANAF. Consilierul premierului este alături de noi și pasăm lui problema asta. Nu înainte de a merge la Adi Mănuciu, pentru că știu că are o surpriză cu Remus Tefurească.
Da, aș vrea să mai pasăm ceva consilierului pe probleme economice al premierului României, și anume, știu că Remus Ștefureac împreună cu Răzvan Predica au lucrat de data asta din partea Strategic Thinking Group la un plan foarte concret de 10 măsuri. Aș vrea să-i rog, în funcție de cum doresc ei să intervină, să ne prezinte acum succint, pentru că vom mai reveni asupra a lor, sau să fac o selecție a celor mai importante dintre cele 10, astfel încât să le putem arunca, acum în discuție. Și cred că e foarte important și prezența lui Tase Stamule acum alături de noi, care poate să le audă astfel. Remus, te rog, sau Van, cum considerați voi? Mulțumesc, Adrian. Doar o scurtă introducere. Am mai prezentat în această emisiune câteva date sociologice de la care am și pornit, de fapt, la acestui studiu. Între timp am făcut niște cercetări și pentru publicații economice. Am investigat puțin și modul în care se raportează populația la aceste fenomene. Și sigur că unul dintre fenomenele cele mai importante pe care am remarcat este o schimbare foarte masivă, practic, și când spun masivă vorbesc de cifre de 80-90% în ceea ce privește percepția populației, privire la implicarea statului sau redefinirea rolului statului în economia românească. Sigur, nu vorbim de etatizări și alte chestiuni, ci de redefinirea parteneriatului dintre stat și mediul privat. În momentul în care avem cifre de 80-90%, evident că... Remus, o să te rog să vezi dacă poți să refaci ceva cu conexiunea ta, pentru că te audem cu niște întreruperi care mă tem că filtrează esența mesajului tău. Te audem mai bine? Da, e vorba despre volume, e vorba despre conexiune. Se aude mai bine? Nu știu dacă se aude mai bine, dacă stric conexiunea, cred că nu am ce să fac. Și voi lăsa pe Răzvan să prezinte câteva elemente. Până când reglăm conexiunea cu colegii noștri, apropo, pe studiu, hai să lansez o întrebare, întrebarea pe care o avem de la colegii din presă pentru Tase Stamule. Și întrebarea este punctuală. Între timp încercăm să refacem legătura cu Remus, ca să nu mai avem sincope. Întrebarea este așa: când va fi lansată schema pentru creditul comercial și cum anume va funcționa? La pachet cu asta vine și trimiterea din public, Tase Stamule, un ANAF mai digitalizat decât asta. Deci, adică un ANAF pentru mileniu 3, ca să spunem. Schema creditului comercial este în lucru, avem un draft la fondul de contragarantare. Va fi ca o formă de reasigurare pentru asiguratorii creditului comercial. Este exact modelul german sau modelul danez. Sunt deja vreo 8 țări la nivelul Uniunii Europene care au primit acordul Comisiei Europene pentru a da această schemă, pentru că și asta este o schemă tot de ajutor de stat. Este în lucru și o vom anunța când se va finaliza. Încă nu e... Adică este într-o formă avansată și lucrăm la acest proiect. Mai departe, legat de digitalizarea ANAF, aici sunt două componente. Ministrul Câțu a anunțat deja săptămâna trecută că de săptămâna asta este un pilot de conectare. Deci s-a terminat softul, e o parte din servere care există deja și se testează pilot primele 60 sau 70 de case de marcat, sunt deja conectate la ANAF. Iar estimarea noastră este că la sfârșitul anului o să conectăm toate casele de marcat la companiile care au peste 50.000 de euro cifră de afaceri. Totodată, începând de săptămâna asta, va fi un ordin prin care în spațiu virtual privat, știți că să facem un spațiu privat virtual, după ce duceai dosarul la ANAF, să dispară componenta de dus dosarul, totul să fie digital, tocmai ca să putem să avem aceste modalități de a plăti online. Există foarte multe inițiative de digitalizare la Ministerul de Finanțe, domnul ministru este foarte deschis și are și câteva persoane în echipă acolo foarte active, însă... Apropo de atâtea inițiative existente, uite, mai vine o provocare la tine direct, chiar acum, de la Gilda Lazar. Da, noi tot vorbim despre economie, dar economia fără cultură înseamnă mai puțin decât ar trebui să fie. Poate că ar trebui să vă gândiți mai mult și la ce se întâmplă cu redeschiderea sectorului cultural, pentru că, așa cum remarca Marina Constantinescu, se vorbește mai mult de mall-uri și mai puțin de teatre sau de cinematograf, de liberi profesioniști din cultură.
care nu sunt angajați nicăieri și care au mari probleme de supraviețuire. Deci cultura cred că ar trebui pusă pe agenda economică a guvernului. Deci am avut mai multe întâlniri cu zona culturală, chiar premierul a avut o întâlnire cu reprezentanții acestei zone. Acum sunt două componente. Odată știm că trebuie să găsim o formulă ca să redeschidem această zonă, însă în același timp este o discuție de pe partea de sănătate. Pentru că tot ce înseamnă teatre, tot ce înseamnă spații închise, momentan recomandările Ministerului Sănătății și ce ne vine de la Organizația Mondială a Sănătății este să mai așteptăm. Deci avem această dilemă. Avem chiar o cerere din partea industriei filmului să facem un ghid de cum să se reînceapă filmările și analizăm acest lucru la nivelul ministerelor, tocmai pentru a face ghidul împreună cu Ministerul Sănătății să redeschidem cât mai multe sectoare de activitate, iar cultura este unul dintre ele. Însă, atâta timp cât o să fie limitările astea, trebuie să fim foarte inovativi în a găsi formule. A fost o discuție legată de drive-in, probabil că după linie o să fie experiențe evenimentele de drive-in. Deci așteptăm să vedem ce efecte vor avea primele două săptămâni de relaxare. Dacă o să vedem că nu există o curbă ascendentă, cu siguranță din ce în ce mai multe sectoare, inclusiv culturale, vor fi redeschise. Iar încă o chestie la digitalizare. Există două proiecte mari la ADR, cloud și interconectarea bazelor de date. După ce le avem pe astea două și se lucrează masiv la ele, atunci o să fie ușor, mult mai ușor toată digitalizarea sistemului public din România. La ANAF e un proiect separat astăzi, care este foarte avansat, dar ca să discutăm pe ansamblu, pentru că problemele nu sunt doar la ANAF, e foarte important interoperabilitatea, interconectarea bazelor de date a ministerelor. Da, mulțumim! Revin la Remus cu pachetul celor 10 măsuri și cu studiul pe care l-am făcut. Hai să vedem dacă s-a refăcut conexiunea așa cum trebuie, dacă nu zburăm la Răzvan Predica. Da, sper că se aude mai bine de această dată, nu știu, vreau să confirm. E bine. E bine. Ce doream să spun este că înainte de a ne apuca de acest studiu privind cele 10 măsuri economice, evident că am avut în spate un studiu sociologic cu privire la percepția populației asupra impactului economiei. Credem și înțelegem asta, dar treci direct la concluziile studiului, le așteptăm. E foarte important de precizat acest lucru, pentru că, așa cum spuneam, 80-90% din populația României practic vede un nou rol al statului în economie, prin sprijinirea marilor investiții, prin alocarea de resurse în contextul unor investiții publice, printr-o relaționare mult mai bună cu mediul privat. Ce înseamnă acest lucru, de fapt, în realitate, înseamnă un sprijin masiv care ar trebui să ofere guvernanților, oricare ar fi ei, curajul de a aborda, să spunem, aceste măsuri cu toată deschiderea și din acest punct de vedere, sigur că am elaborat acest plan de 10 măsuri care privește, să spunem, revizuirea sistemului fiscal, revizuirea sistemului sanitar, infrastructura națională, infrastructura locală, de birocratizare, digitalizare, capabilitățile strategice de reacție la criză, programul fabricat în România, dezvoltarea strategică a turismului, electrificarea mobilității, sprijinirea marilor proiecte private de investiții. S-a vorbit aici, de exemplu, despre resursele de la Marea Neagră. Și îmi pare rău că nu mai este reprezentantul companiei Romgaz. Dar mai este Adrian Badea de la FPPG și mă voi îndrepta imediat către el, pentru că mi-a mai venit în minte o provocare apropo de asta. Ministrul Economiei indica la un moment dat perspectiva implicării Romgazului în proiectul de la Marea Neagră. E bine, o asemenea sinergie, spunem, între banii privați, care oricum sunt foarte rari, ar intra în acest proiect, cu implicarea unei companii în care statul este acționar majoritar și, evident, cu tot ceea ce ar aduce în planul dezvoltării pe orizontală, înseamnă răspunde exact așteptărilor populației până la urmă. Iar din acest punct de vedere, cred că guvernanții, așa cum spuneam, oricare ar fi ei, trebuie să fie încurajați, tocmai pentru faptul că populația așteaptă măsuri, așteaptă astfel de măsuri și, sigur că orice întârziere și orice, haide să spunem, dificultate de a, sau orice piedică în ceea ce privește interacțiunea cu mediul privat va fi taxată. Cred că doamna Gilda Lazar spunea de
mă rog, mici sincope în conectarea cu, cu autoritățile. Bine, dincolo de sancțiunile care vor veni din partea mediului privat, din partea economiei, sancțiunile la final vor veni din partea electoratului care așteaptă aceste măsuri ale, ale guvernanților. Concret, pe elementele legate de sistemul fiscal, l-aș ruga pe Răzvan, care are o experiență foarte extinsă pe acest domeniu, să prezinte poate câteva elemente. Răzvan, ziua tuturor, mă auziți? Încerc. Practic, noi am încercat să segregăm cele 10 măsuri pe care Remus le-a enumerat și parte dintre ele le-am auzit și din partea celorlalți invitați. M-aș opri asupra câtorva componente înainte de a vorbi despre sistemul fiscal. Respectiv, unul din lucrurile foarte importante pentru noi este o chestie de termen lung, de viziune strategică. Noi până acum am discutat lucrurile care le facem astăzi, ceea ce este ok, însă toate măsurile despre care vorbim presupun un plan de 5-10 ani, care trebuie aprobat, agreat și să nu ne îndepărtăm de la el. Doamna Gilda a vorbit despre predictibilitate. Odată ce avem un plan pe termen lung agreat, putem să vorbim și de o predictibilitate. Ne-am dorit niște etapizări cu termene foarte clare, astfel încât să le putem urmări în toate cele 10 măsuri. Acum, dacă e să mă duc la revizuirea sistemului fiscal, aici eu m-aș fi oprit asupra revizuirii colectării de taxe și impozite bazată pe o analiză foarte profundă a plătitorilor de taxe. O aducere la zi a anumitor sectoare de activitate care sunt azi negre și reeditarea unor surse de taxe și accize care nu au o elasticitate asupra consumului, adică acele lucruri care dacă le schimbăm nu suferă nimeni. Noi avem foarte multe exemple, nu m-aș opri să le dau în discuție. Aș mai adăuga două elemente importante sau trei. Unu, n-am vorbit despre revizuirea sistemului sanitar, da? Știu că aparent acum industria farma pare că se bucură, însă eu m-aș fi oprit asupra unor lucruri structurale, de genul taxele de clawback, noile medicamente, regândirea modalității de compensare a serviciilor și a medicamentelor în corelație cu realitatea curentă și ceva foarte structural pus pe seama prevenției și a controlului. Pentru că noi nu avem un program de prevenție. Și aici avem, de asemenea, 3-4 măsuri foarte bine detaliate pe care le putem discuta ulterior. Aș mai opri supra digitalizării, pentru că am ales ANAF-ul ca și exemplu. Însă, venind în industria tehnologică, pot să vă spun că simțim o oportunitate în digitalizarea și debirocratizarea întregilor sisteme ale statului. Asta e o chestie care trebuie să fie pusă pe următorii 10 ani. Am discutat despre autonomia noastră ca țară în situațiile de criză și am fabricat România. E un lucru care îl vedem foarte, foarte bine ancorat în realitatea viitoare. Am mai vorbit despre resursele naturale, dar n-am vorbit despre o resursă cum ar fi turismul. Este iar o măsură pe care noi am dorit să o propunem ca și dezvoltarea strategică a turismului împreună cu sprijinirea marilor proiecte private. Cam asta. Mulțumesc și e bine de știut că avem și pachetul celor 10 măsuri economice sunt puse pentru toți cei aici de față. Le vom posta și noi pe site împreună cu înregistrarea emisiunii. Vreau să salut prezența lui Dragoș Roșca alături de noi, reprezintă Romanian Business Leaders, conduce Romanian Business Leaders și mulțumesc pentru disponibilitate. La rândul vostru ați înaintat către autorități mai multe proiecții cu privire la măsuri, la acțiuni care trebuie întreprinse pentru relansarea economiei. Dragoș, bună ziua, te rog să fii succint. Bună ziua! Da, într-adevăr, suntem evident în dialog cu domnul și reprezentanții guvernului mult timp, inclusiv de la momentul începerii crizei pandemice. Ca să fiu succint, sunt câteva puncte de îngrijorare din partea noastră. Noi, Romanian Business Leaders, în principal acționăm în cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României împreună cu încă alte 7 mari organizații de business. A fost aici și înainte Florin Gianu, Consiliul Național de Întreprindere și Mijlocii, AmCeam, Camera Română-Germană, Română-Franceză,
Consiliul da. Investitorilor Străini. E un grup mai larg. Și acolo, în general, ne lucrăm împreună și ne corelăm punctele de vedere. În ultima vreme am zis, haideți să facem o analiză și să vedem ce se întâmplă de fapt sau care este estimatul crizei în România, ce se va întâmpla în perioada următoare, pentru că practic toată lumea a fost concentrată doar pe criza sanitară în lunile, în luna precedente, în cele două precedente, mult prea puțin pe soluțiile de business sau de a vedea cum vom naviga mai departe. Și există de asemenea o foarte mare diferență între punctele de vedere. Chiar vedeam zilele trecute un extrem de optimism la Ministerul Finanțelor vis-a-vis de faptul că în primul trimestru România a fost prima țară, țara cu cea mai mare creștere economică în primul trimestru al anului acesta. Și țin să le reamintesc colegilor de la Ministerul Finanțelor că fix același lucru s-a întâmplat și în anul 2008. România a fost țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare creștere economică fix o lună înainte de a începe criza. Deci, asta nu înseamnă nimic. Nu există niciun motiv de optimism în mod real. Există doar o îngrijorare că vom cădea de foarte de sus, de fapt. Și asta se vede deja în rezultatele lunilor aprilie, din tot ce înseamnă cercetările pe care noi le avem în cadrul comunității de business. Menționez aici că Coaliția pentru Dezvoltarea României concentrează circa 60% din PIB-ul României, cei care generează PIB-ul României astăzi. Așa că avem informații extrem de clare, la prima mână, și mai ales extrem de recente. Am lucrat împreună cu o echipă de 16 macroeconomiști, atât din sistemul financiar bancar, Banca Națională, dar nu numai. Și în final, prognoza nu arată bine deloc. Nu arată o scădere a cifrei a PIB-ului în România de 1,9%, cum susține Ministerul Finanțelor. Nu arată nici măcar de 5% cât susține FMI-ul și Comisia Europeană, din păcate se duce undeva înspre 9%, ceea ce înseamnă o scădere foarte importantă. Ne vom confrunta în trimestrul 2 al acestui an, probabil cu o scădere undeva între 25% și 30%, ăsta este estimatul, urmând ca după aceea, în trimestrul 3, să fim probabil într-un parier între 15% și 25%, trimestrul 4 încă nu știm. Ceea ce trebuie luat aici în calcul este că niciuna dintre proiecții nu a anticipat vreo revenire a unui val 2 al pandemiei, care de fapt este extrem de probabil. Deci trebuie să ne gândim foarte serios, drumul este foarte lung. Nu știu dacă e important acum să facem planuri pe 10 ani, cred că e foarte important să facem planuri pe următoarele 6-12 luni, să vedem cum ieșim din această situație extrem de complicată. Sunt sectoare economice în care înțeleg că nu sunt importante sau nu foarte importante. Mă refer aici, am asistat la niște remarci făcute tot despre zona Ministerului de Finanțe în care se spunea că turismul nu contribuie cu foarte mult la PIB-ul României. Dar haideți să ne uităm că sectoarele care vor suferi major și suferă major în momentul actual și vor suferi major și în următoarele trimestre, nu e vorba numai despre hoteluri, e vorba despre restaurante. Restaurantele contribuie cu mult la PIB-ul României. Aici ar trebui văzut. Sectorul de servicii conex, da. Sectorul de servicii conexe, transportul cu autobuze de călători, transportul cu avioane, transportul pe CFR, unde dintr-un vagon ai un singur pasager sau doi care călătoresc. Deci trebuie să ne gândim că efectele vor fi semnificative. Mulțumesc, absolut semnificative. Dragoș, pentru moment. Mulțumim. Pentru că ai făcut deja o analiză interesantă cu o posibilă trecere, am să-l provoc acum pe Adrian Codârlașu, pe care l-am și invitat special pentru acest lucru, într-o scurtă intervenție, să ne atragă atenția asupra indicatorului de încredere economică realizat de CFA România recent. Ce arată? Asta este întrebarea concretă, un răspuns concret și mulțumesc după aceea pentru intervenția lui Adrian Codârlașu. Ce arată acest indicator de încredere macroeconomică, ultima ediție? Ultima ediție arată o revenire a încrederii. În martie am ajuns aproape de minimul istoric, în special pe condițiile curente. În aprilie, condițiile curente au rămas relativ constante, în schimb, partea de anticipație a indicatorului a crescut. Ceea ce înseamnă că participanții la sondaj cumva cred că aprilie a fost punctul cel mai de jos al economiei și de aici urmează o revenire. Orizontul lui este de 12 luni, deci o revenire în 12 luni. Însă vreau să menționez că
practic fiecare lună închisă de economie mănâncă procente din PIB. Deci, cu cât ieși mai repede din această situație de criză medicală, cu atât ne vom reveni mai rapid. Însă aici e problema, depindem de un factor neeconomic în evoluția viitoare. Tot în sondaj am introdus și întrebări cu privire la evoluția deficitului bugetar, a PIB-ului, a ratei șomajului. Toate arată o înrăutățire, mă rog, sunt comparabile cumva cu ce a spus și Comisia Europeană, însă, cum a menționat și domnul Dragoș Roșca, în trimestrul 2 al acestui an o să vedem o cădere masivă economică. Urmată apoi să sperăm, dar depindem de criza medicală, de o revenire. Da, nici... Da, cu toții, acum vreau să spun un lucru, dar m-am oprit, m-am autocenzurat, am să spun nici povestea așadar de perspectiva imediată a unui V, dar hai să nu punem, nu știu, să nu punem căruța în fața boilor, să așteptăm să vedem exact ce se întâmplă, pentru că sigur că criza medicală sau o posibilă revenire a unui nou val epidemiologic ar putea să influențeze aici posibila revenire mai rapidă, pe care, bineînțeles că ne-o dorim cu toții, deci nu e de pus gaz pe foc aici, facem tot ce putem, dar aș duce către Marius și Ștefan. Bine, el are un avantaj, că nu e singur în toată povestea asta, ei sunt doi la cârmă, alături de fratele domniei sale de Dan. Bun, aș spune un antreprenor versat, trecut deja prin multe, o companie care a crescut foarte sănătos și cu o cultură organizațională foarte sănătoasă. De aia spun, cum se vede de la linia întâi, de la firul ierbii a linii întâi? De pe patru roți, cum se vede de pe patru roți? De pe patru roți, de pe două roți sau de pe două picioare, dar cum se vede de fapt situația? Mulțumesc mult pentru ascultare, cu atât de mult interes până acum. Poate și ca o concluzie a tot ceea ce s-a spus până acum, regat de ce ar trebui să se facă concret de aici înainte, ce ar trebui să facem noi, nu doar ceea ce așteptăm de la stat. Lucrurile, până la urmă, trebuie să meargă înainte. Păi, bineînțeles, precum ai spus, nu e prima criză prin care trecem și asta e una tu. Și aici mă adresez tuturor antreprenorilor care sunt așa un pic, nu știu, poate 30 plus sau 10 ani plus de experiență antreprenorat, folosiți-vă de atul ăsta. Gândiți-vă cum a fost, cum ați trecut sau vorbiți cu cei care au trecut înainte și aplicați din lecțiile pe care le-ați avut din asta. Dar lucruri concrete. Vedem, a fost o perioadă de stop în economie și avem și noi divizii care au scăzut cu 90%. Avem divizii care au treabă cu aeroporturile, da? Și dacă nu mai zboară avioanele, nu mai vin turiști sau oameni de afaceri în România, atunci clar am fost afectați. Dar se pot face lucruri, da? Pentru că fiecare dintre noi avem niște resurse. Da? Și în afară de resurse pe care putem mâna, gen în cazul nostru mașini sau cine știe ce active, avem oameni, da? avem colegi. Da? Și noi ce încercăm să folosim de mințile astea pe care le avem în firmă, să vedem ce altceva am putea să mai facem pe lângă. Deci astea sunt lucruri imediate și nu o să vorbesc acum de tot felul de strategii și așa mai departe și facem intern astfel că să folosim la maxim resursa asta. Vreau să spun un pic ce se întâmplă în industria, cum ați întrebat, în industria auto. După mari eforturi s-au redeschis, noi suntem unul cel mai mare, dacă nu cel mai mare cumpărător de mașini în România, da? Și atunci suntem în contact destul de apropiat cu Dacia, Ford și importatorii de mașini în România. S-au redeschis uzinele și, mai important de atât, s-au redeschis ușor și celelalte uzine de pe lanțul de furnizare, dar problema e că nu mai au cui vinde. Da? Adică, din informațiile pe care le avem, nu știu cât de publică e informația, Dacia mai are comenzi până la finalul lunii iunie. Da? Și aici vorbesc de piața europeană. Și cred că asta e la nivel de toate fabrice din europeană. Adică a scăzut foarte tare consumul. Adrian vorbea de încrederea economică. Unul dintre cei mai importanți indicatori pe care putem urmări este de încrederea populației în viitor, care acum e, din ce am văzut în studii, la o cotă destul de scăzută. Dar pentru că asta prezice consumul. Acum oamenii economisesc, dar nu mai cheltuie după cele două luni stat în casă și atunci, na, din ce mai puțin bani se duc în economie. Și vreau să mai ridic o temă pe care, de când sunt conectat, nu prea n-am văzut-o abordată,
în mediul privat există o frustrare, da, pe care nu știu cât de mult e exprimată, legat, îți fac o mică analogie, dacă ai doi angajați în compania ta, da, și nu există echitabilitate, da, la modul cum sunt recompensate, atunci o să apară probleme în echipa respectivă. În mediul privat există o frustrare legată de relația între mediul privat și mediul de stat. Vedem toate măsurile, toate lucrurile, este la, ce se întâmplă în în zona asta, disponibilizarea, avem un milion de oameni, contracte suspendate, nu știu ce. Și în schimb, în zona de solidaritate, în zona de stat, vedem spre zero. Adică percepția din zona asta este spre zero. Foarte bine că ai punctat treaba asta, pentru că, uite, profit de faptul că Tase Stamule încă este lângă noi, știu că trebuie să plece, dar înainte de a pleca și mulțumindu-i totodată, îi arunc provocarea asta. În ce măsură guvernul gândește să elimine acest tratament care naște frustrări în mediul economic. Ne auzim? Tase. Deci, tocmai de aceea accelerăm digitalizarea în toate instituțiile statului, pentru că gradual statul devine mai sus. În o mare parte din stat, industria de apărare, ordine publică, sănătate, învățământ, n-au putut să intre în șomaj tehnic, însă vă pot spune că foarte multe din companiile statului au intrat în șomaj tehnic. De exemplu, Loteria Română, IPROCHIM, eu sunt aici implicat și au intrat cu toți în șomaj tehnic. Însă, suntem conștienți că statul e mai mare decât ar trebui să fie, însă, așa cum am spus și la începutul intervenției mele, nu credem în soluțiile de tip șoc. Pentru că soluțiile de tip șoc se propagă în societate și ne putem trezi cu un alt val de populism pe care urcă altă lume. Deci credem într-o reducere graduală a aparatului de stat prin introducerea digitalizării, astfel încât cine iese la pensie sau pleacă voluntar să nu mai fie necesar să fie înlocuit cu alt angajat. Tocmai și așa în câțiva ani, 3, 4, 5 ani, să statul nostru să se subțieze considerabil, ca să zic așa. Eu vă mulțumesc, va trebui să mă retrag, fiindcă avem o întâlnire la 13. Și noi îți mulțumim, succes. Trec direct la Dumitru Nancu, este alături de noi de la început, a ascultat puncte de vedere atât de la companii mari, a ascultat puncte de vedere de la antreprenori. Este la conducerea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, prin care se derulează astăzi cel mai important program de finanțare a repornirii economiei în spațiul antreprenorial. Dumitru. Așa cum am precizat înainte, în prima mea intervenție, vreau să vorbesc puțin despre ceea ce este nou în economie și a punctat foarte bine și domnul consilier de stat, domnul Stamule. Pentru prima dată vorbim despre un plan de investiții fără precedent în următorii ani. Și de ce spun asta? După cum ați observat, actualul guvern înlocuiește măsurile de subvenționare cu cele de stimulare. Practic, din punct de vedere economic, este exact de ce are nevoie în acest moment economia și întreprinderile mici și mijlocii, adică un plan vizionar de reconstrucție. S-a vorbit aici de repornire. Din punctul nostru de vedere al guvernului, cred că cel mai important este reconstrucția. Și de ce spun asta? Pentru că ați observat, din cele 10 măsuri economice aprobate în primul semestru, vă dau exemplu de cât de 3 care au contribuit, să spun așa, la repornirea întreprinderilor mici și mijlocii. 1. Șomajul tehnic, deci guvernul a intervenit practic și a luat povara întreprinzătorului asupra guvernului, a amânat obligațiile fiscale, dar atenție, vorbim și de obligații și de amânarea ratelor. 9 luni de zile este cea mai mare perioadă din Uniunea Europeană și, bineînțeles, cel de-al treia schemă de garantare despre care vorbeam, programul IMM Invest, care este o noutate, nu mai este pe principiul primul venit, primul sosit, și îmbină cele trei, adică garantarea, creditarea și ajutorul de stat. Pentru perioada următoare, așa cum au spus și reprezentanții guvernului, venim cu cea de-a patra și anume deblocarea accesului la creditul comercial, adică obținerea de produse, servicii cu plata la termen. Practic, în cel de-al doilea semestru, adică cu 1 iulie, vom intra cu o nouă schemă în ceea ce privește garantarea creditului furnizor sau ca creditului comercial. Din punctul nostru de vedere, IMM Invest, adică accesul la capitalul de lucru, care este cel mai important instrument pentru IMM-uri, nu investiția este în acest moment creditul cel mai așteptat pentru IMM-uri, ci capitalul de lucru,
și implementarea unei scheme de garantare, așa cum am spus, pentru creditul comercial. Noi sperăm ca până la sfârșitul acestei luni să venim cu, adică să se deblocheze și garantarea și creditarea la bănci. Așa cum am spus, sunt în circuit de aprobare peste 5.000 de credite la cele 22 de bănci, iar la sfârșitul lunii, așa cum am spus, să spunem că acest program își arate efectele imediate, pentru că efectele pe termen lung al acestui program este, așa cum am spus, salvarea minim 500.000 de locuri de muncă și salvarea minim 40.000 de IMM-uri, așa cum sunt prevăzute în bugetul actual. Mulțumesc. Da, mulțumim. M-aș duce către Adrian Badea acum, înainte să începem o rundă cu focus pe antreprenorii din dezbaterea de astăzi. M-aș duce către Adrian Badea să-l întreb care e cea mai mare provocare acum, pentru că e un sector strategic, e un sector care e foarte, foarte, foarte sensibil la mișcările din piață și, dincolo de tot ce s-a întâmplat acum pe fondul pandemiei, e un sector care a fost profund afectat și de scăderea prețului barilului de petrol. Și atunci, care e cea mai mare provocare acum și pe termen foarte scurt, în viitorul imediat? Adrian Badea. Mulțumesc. Cea mai mare provocare e legată atât de scăderea prețurilor la petrol și gaze naturale, însă în același timp avem o provocare legată de diminuarea cererii, în special în zona produselor petroliere. În acest sens, sunt necesare măsurile de sprijin din partea statului, în primul rând prin corectarea cadrului legislativ, așa cum am menționat mai devreme și legislația offshore, liberalizarea pieței de gaze naturale cu eliminarea impozitării suplimentare și protecția consumatorului vulnerabil, digitalizarea sectorului prin aducerea legislației la realitățile secolului 21 și simplificarea și corectarea regimului de date din sectorul petrolier, precum și alte măsuri legate cum ar fi de prețul de referință la gaze naturale, care iarăși trebuie conectat și adus în linie cu principiile și cele mai bune practici europene. Prin toate aceste măsuri, statul trebuie să corecteze aceste deficiențe legislative și de reglementare, astfel încât sectorul să își poată continua activitatea la parametrii cât mai apropiați de situația curentă și să realizeze investițiile absolut necesare pentru viitor și menținerea activității în acest sector. Mulțumesc! Eu îți mulțumesc! Amândoi îți mulțumim, Adi! Adrian Badea, mă duc acum cu o provocare. De data asta este chiar provocare. Constantin Rudinski are un talent jurnalistic. Vine din toată experiența pe care a acumulat-o ani de zile de presă economică, de a sta în așteptare, de a analiza informațiile și de a reuși să tragă concluzii cu multă claritate, pentru care l-am admirat de-a lungul timpului. De data asta, în calitate de director executiv al Coaliției pentru Libertatea Comerțului și Comunicării. Rudi, provocarea mea este, ce crezi că urmează? Ce crezi că trebuie să se întâmple pentru a reuși să putem vorbi de o economie sănătoasă în România? Mulțumesc, Dan, pentru cuvintele frumoase, le întorc cu același drag. Am să spun, de data aceasta, o să fiu foarte concret. Adică, dacă ai un program în 10 puncte, o să-ți trimit și eu câteva propuneri. Și, apropo de ce urmează, să spun ce ar trebui să urmeze. Chiar te rugăm să le trimiți, că le postăm pe site împreună cu emisiunea. Exact. Le spun la foc automat, mă întrerup când îmi expire timpul. Plec de la o situație. Trebuie să o spun, acesta este adevărul. Am vorbit cu un comerciant, el mi-a spus așa, o companie din industria de țigarete, întâmplarea face, le-a făcut următoarea facilitate, adică le-a plătit niște servicii pentru întregul an, tocmai pentru a ajuta în acest moment greu. Paranteza este legată de, sau această situație este legată de creditul furnizor. Așteptăm schema despre care vorbesc reprezentanții guvernului, foarte bine că urmează o schemă de credit comercial, să vedem cum arată. Dacă nu, colegii noștri din cele ce propun, să ne concentrăm și pe niște granturi, pentru că au făcut un calcul, au nevoie în următoarea perioadă stringent de 1000 de euro per angajat, repet, nu pentru ei, ci pentru a-și plăti furnizorii, energie, apă,
gaze naturale, 1000 de euro aceasta pare a fi SPA, sau aceasta este suma calculată de ei, să vedem, am spus că Florin Jiaru a vorbit despre microgranturi, poate reușim să ne gândim și la o astfel de situație. În al treilea rând, am înțeles până acum, totul a fost intempestiv, e normal, am trăit această criză împreună, ar trebui să avem un pic de predictibilitate, adică măcar pentru sectorul de turism, de exemplu, trebuie să știm când începe sezonul cu adevărat, când încep să restaurantele să funcționeze. De ce? Pentru că, iată, Grecia și Italia au început deja să vândă pe turistice. Cei care sunt în acest domeniu au dreptate, e nevoie și România de predictibilitate. Avem apoi o chestiune, vorbim într-adevăr despre să consumăm produse românești, e adevărat, să dorim cu toții să le consumăm. Ne trebuie însă, spunem noi, mai multă concentrare pe această temă. Avem propunerea de a pune pe etichetă mai clar, poate, faptul că sunt produse în România, fabricate în România. Știm că unii producători de alimente se opun, poate reușim să-i convingem. Mai avem o întrebare, ce facem totuși cu fasolea care vine din China? Asta ne spun colegii noștri din teritoriu. Nu știu dacă e cazul, încep și această idee să spunem că poate avem niște taxe mai mari, vamale, trebuie să vedem ce s-ar putea face din acest punct de vedere. Aveam apoi o întrebare legată de ce facem cu companiile cu peste 250 de salariați care nu se pot califica pentru programul IMM Invest. Înțelegem că ar urma un pachet care pot să cuprindă ajutor de stat și pentru aceste companii mai mari. Și, sigur, nu în ultimul rând, propunem și o abordare regională, dacă vrei, Dan, a situației. Adică avem, de exemplu, zona rurală, o serie de companii, multe companii, din comerț sau din alte domenii, care poate ar merita în acest moment un tratament fiscal separat. Ne cunoaștem cu scuitul de atâta timp. Nu vreau să fiu foarte, să zicem, prea... Să cer foarte mult focus de la buget. Hai să ne gândim că nu cumva în zona rurală anumite companii, de exemplu, care sunt în dificultate, nu merită anumite facilități fiscale, precum, eu știu, o reducere a contribuțiilor sau o amânare a contribuțiilor pe salarii sau chiar a impozitului pe profit. Doar un cuvânt despre digitalizare, împrumut și eu ideea șefului Dacia din România, care a prezentat-o, mi se pare o idee excepțională, și anume, apropo de să digitalizăm așa, toate formularele care sunt în relația dintre companii și administrație, adică concediu medical, concediu de odihnă, adeverința pe care o dau companiile pentru ca un salariat și ca un credit, și așa mai departe, hai să le digitalizăm pe acestea, pentru că ar fi o foarte mare ajutor în favoarea companiilor. Mulțumim! Mulțumim, Rudi. Vreau să întrebarea lui Daniel a fost prea bună ca să n-o preiau. N-are sens să schimb ceva ce funcționează și ce e foarte bun. So, what's next? E o întrebare pe care aș vrea să o arunc în rundă. O întrebare pe care aș vrea să o arunc către toți cei din panel acum. Aș vrea să începem cu Gilda Lazar. Continuăm cu Marius, cu Dragoș, cu Remus, cu Cristian, Răzvan, trecem din nou pe la Dumitru, adică închidem cu toată lumea, tragem această concluzie, foarte important. What's next? What's next? Noi continuăm, deci ne-am văzut de treabă și ne vedem în continuare de treabă cu vești bune, adică exporturile de tutun și băuturi au crescut cu 56% anul acesta, contribuind pozitiv la balanța comercială a României. De fapt, România este al treilea cel mai mare producător de produse din tutun din Uniunea Europeană, după Germania și Polonia. E un avantaj competitiv al țării și, cum spunea Liviu Rogojinaru mai devreme, industriile care produc aici sunt companii românești. Deci avem fabrici, sunt fabrici românești în care angajăm români și care plătesc taxe statului român. Spuneam la început că pe luna martie acestui an companiile de tutun au plătit taxe cu 25% mai mari decât în martie trecut, deci bazați-vă în continuare pe noi. Chiar dacă vânzările au scăzut puțin pentru că sunt magazine închise, pentru că Horeca nu funcționează, l-aș cita pe Liviu Antonesi și aș zice că avem trei puncte forte. Suntem est-europeni, vaccinați, BCG, trăiți în comunism și suntem mulți dintre noi fumători.
Asta înseamnă că rezistăm la COVID și rezistăm din punct de vedere economic, mai ales că la noi criza vine după niște ani succesivi de creștere economică și de lipsă de dezechilibre majore. Prin urmare, suntem optimiști și considerăm că avem șanse să ne relansăm mult mai repede decât alții, tocmai pentru că suntem rezilienți, conservatori și inelastici. Mulțumim! Marius Ștefan. Da, îmi place ce spune Gil, dar și eu sunt, n-ai cum să fii antreprenor dacă nu ești optimist. În schimb, sunt mai puțin optimist legat de următoarele luni. Da, eu cred că economic, în mediul de business, greu de bea cum începe, când te reîntorci la birou și găsești ancul de facturi pe masă, da, care s-au adunat. Noi ce am început să facem concret, am început să contactăm toți furnizorii și toți clienții, da, să vedem cam ce, la ce se gândesc pentru perioada următoare și deja am făcut pasul ăsta acum 2 luni de zile, dar acum să vedem pasul 2, da, între ce se gândeau că se întâmplă acum 2 luni și care e realitatea la care s-au întors și încercăm să-i ajutăm. Eu ce cred că companiile mari și medii, majoritatea vor trece, nu ușor, dar vor trece peste perioada asta pentru că știm ce avem de făcut. Da, știm că trebuie să conservăm cash-ul, știm că trebuie să reducem costurile, da, ca să trecem mai departe și să încercăm să-i ajutăm pe oricare din clienții noștri care împreună credem că putem trece peste asta. Deci vom fi aici. În schimb, eu v-am zis și înainte, mă uit cu îngrijorare ce se întâmplă în zona publică. Da, și mă uit, e o dată foarte importantă, mă uit la 5 iunie, da, când S&P va confirma sau nu ratingul de țară al României. Și semnalele pe care le avem, nu-i foarte sigur. Da, ce se va întâmpla? Și atunci va fi, dacă vom intra în categoria junk, vor crește costul de finanțare nu doar pentru statul român, dar și pentru toate companiile care fac afaceri în statul român. Și va fi o singură decizie care va avea un impact masiv în zona asta. Și dacă cei de la guvern nu ies cu declarații mai publice, mai private, ca un plan, da, în care să aibă finanțele în ordine pe termen scurt și mediu, nu vorbesc nimic de termen lung, că plan pe 10 ani și așa mai departe, da? Atunci vom avea probleme cu toții din asta. Și de asta cumva intervine frustrarea asta pe care o privată, că nu vedem absolut deloc același efort, da? pe care le facem, simțim că le facem noi, nu vedem aceeași intensitate sau hotărâre sau determinarea eforturilor și în zona publică. Atât din partea mea, mulțumesc tare mult pentru invitație, a fost o discuție foarte interesantă. Mulțumim! Dau eu mai departe, Remus. Te rog. Aș prela doar mesajul domnului Marius Ștefan. Știu că suntem la o emisiune economică, dar are mare legătură. S-a vorbit foarte mult despre încredere în această perioadă. Și, cum să spun, antreprenorii, mediul privat, sigur că vorbim de încredere, vorbim de oameni, vorbim de populație și există o definiție a populației și anume ei sunt consumatorii din punctul de vedere al mediului privat, al antreprenorilor. Din punctul de vedere al guvernanților, într-un an electoral, consumatorii sunt alegători. Conform studiilor sociologice pe care le-am făcut în ultima perioadă, există și o veste bună, în sensul în care avem o congruență foarte mare de această dată între alegători și consumatori. Iar de fiecare dată când dumneavoastră, în calitate de antreprenori, noi, în calitate de antreprenori, de reprezentanți ai unor mari companii, vom interacționa în următoarea perioadă cu guvernanții, vom putea să le spunem că nu mai pot avea această scuză. Suntem într-un an electoral, vin alegeri și sigur că nu putem să luăm anumite măsuri, pentru că măsurile pe care antreprenorii le solicită guvernanților sunt exact ceea ce solicită și alegătorii. Există o concurență foarte bună în acest an, cel puțin asta arată toate datele. Repet, sunt cifre de 80-90% în care există așteptări uriașe din partea marii majorități a populației față de măsuri economice curajoase. Deci nu mai există această scuză, iar această așteptare este pe toate categoriile de populație, deci pentru electoratul tuturor partidelor. Nu vorbim doar de guvern, vorbim de parlament în ansamblu, pentru că deciziile până la urmă se iau și acolo. Rămân cu această idee de la tine, atenție la riscul electoral, sau mai bine zis, eu am citit printre rânduri la tine, atenție să nu ne trezim cu populism într-un an cu încărcătură electorală. Mă duc acum la Dragoș Roșca, un gând, o concluzie din partea Romanian Business Leaders. Da, vin să reîntăresc cumva cele exprimate anterior de Marius. Cred că esențial este ce se va întâmpla în trimestru 3 și trimestru 4, deci următoarele 6 luni sunt esențiale din punct de vedere al economiei.
tind să nu fiu deloc atât de optimist precum sunt unii reprezentanți ai guvernului. Le înțeleg poziția, dar nu înseamnă neapărat că trebuie să nu avem propria voce și să nu credem în ceea ce faptele ne arată și cifrele ne arată. Cred că vor fi și multe companii mari care, din păcate, vor intra în dificultăți financiare foarte serioase, nu doar companii mici și medii, pentru că sunt companii mari din sectoare afectate și care nu vor reuși să ducă înainte. Și, de asemenea, cred că este nevoie de o decizie rapidă a guvernului vis-a-vis de reechilibrarea ceea ce înseamnă cheltuielile cu sectorul public, indiferent că este sau nu act, adică că este un an electoral, s-ar putea să fie anul ăsta electoral, s-ar putea să fie la anul, că nu știm când au loc alegerile, și cel puțin economia nu poate să aștepte neapărat după alegeri. Până la urmă, părerea mea este că în momentele de criză, adevăratele caractere se aleg și atunci se vede cu adevărat cine este capabil să conducă o țară și cine nu. Și așteptând să vină alegerile peste o lună, două, nouă, nu ajută pentru economia românească, pentru populație, pentru capacitatea noastră de a ne reveni. Vă mulțumesc! Da. Mulțumim mult, Dragoș. Cristian, trec la tine. În concluzie, ce urmează pentru compania pe care o conduc? Ne păstrăm planurile, atât planurile de extindere pentru anul acesta, care presupun o creștere nominală de 20% pe expunerea la nivel național. Ne menținem chiar și țintele de afaceri, deși va fi mult mai provocator de atins, și vor fi în strânsă legătură cu ce urmează practic pentru România. Pentru că eu văd un impact al crizei sanitare destul de mare și nu știm când se va termina. Vedem ce s-a întâmplat de o săptămână încoace și încă nu vedem impactul. Pentru că e foarte, foarte important să stăpânim acest virus atât noi, dar mai ales Europa, pentru că România e legată umbilical cu ce se întâmplă în Europa. Mare parte din cerere. Suntem o economie de export, chiar dacă suntem și o economie de consum. Și pentru marile companii, cererea principală e de afară. Practic și de asta depinde foarte mult când vom stăpâni acest virus și noi și în Europa. Iar al treilea și nu cel din urmă este semnalul pe care îl dă statul român. Pentru că dacă dă un semnal puternic de stăpânire, că are în control absolut tot ce se întâmplă și că oamenii pot menține consumul, ar însemna că ne revenim mult mai repede. Adică poate nu va fi chiar un V clasic, dar va fi un V. Iar semnalul pe care îl va da statul român, deși este într-o poziție dificilă și cu an electoral și cu bugetul, așa cum îl știm cu toții, e foarte important. Adică, mă rog, arată-te slab când ești puternic și puternic când ești slab, ceva de genul ăsta, ca întrebare. Interesant punct de vedere. Cam așa văd eu lucrurile. Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o onoare și o plăcere. Răzvan Predica. Da, eu aș fi puțin mai rezervat în sensul în care nu cred că suntem la stadiul la care știm ce urmează și atunci, ascultând panelul, eu aș concluziona că viteza în implementarea măsurilor e crucială, astfel încât să vedem ce efect au și să putem să corectăm pe parcurs, cu foarte mare accent pe zona asta a IMM-urilor, care rămân în continuare descoperite. Și nu în ultimul rând, simțirea unui dialog, cum să spun, foarte transparent și structurat, permanent, între public și privat. Să încercăm să bridge this gap, cum s-ar spune. Foarte important. Da. Mulțumesc pentru participare. Mulțumim. Mă duc acum la Adrian Badea, pentru că am vorbit mult despre resurse a căror exploatare inteligentă poate contribui la relansarea economiei și ne-am referit aici la resursele de la Marea Neagră, la industria de oil and gas, la modul în care această industrie participă direct la relansarea economiei. Adrian. Mulțumesc, am să fiu foarte scurt. Așa cum am spus, resursele de la Marea Neagră, dar și celelalte investiții din sector pot fi un motor pentru
relansarea economiei și din acest punct de vedere este nevoie și de corectarea cadrului legislativ pentru a permite aceste investiții și din punctul meu de vedere a fost o discuție foarte interesantă și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim, Adrian. Mă duc către Dumitru Nancu pentru o foarte scurtă, concluzie, dacă ne aude. Până își deschide microfonul Dumitru Nancu, aș spune, Daniel, că am punctat o premieră. Sigur că nu e omologată, dar uite, am reușit să facem o discuție coerentă, constructivă, în mai puțin de 2 ore cu 18 oameni. Așa sper să fi fost coerent. Adi, o să vedem concluziile după. Alături de noi, Dumitru Nancu, acum cu concluziile de la Fondul Național de Garantare a Creditorilor pentru IMM, căruia îi și mulțumesc pentru disponibilitatea de a sprijini nu doar această discuție, ci mediul de afaceri autohton. Eu vă mulțumesc pentru promovarea acestui program. Ca orice program și ca orice lucru poate fi perfectibil, nimeni nu neagă acest lucru, dar, repet, efectele imediate acestui program se văd. Numai numărul de accesări și dorința IMM-urilor de a accesa este îmbucurător și creează o presiune asupra noastră. Ce vreau să completez în încheiere, am mai menționat în intervenția mea, este faptul că Guvernul României va ieși imediat, începând cu data de 1 iulie, cu un produs complementar în ceea ce privește implementarea unei scheme de garantare a creditului comercial. Și aici avem factoring-ul, leasing-ul, o să vedeți o schemă iarăși de garantare care este complementară acestui program. Așa cum am menționat, există un plan de reconstrucție, adică bazat pe stimularea competitivității economice, pe investiții care să ducă la bunăstare și consum. Aș spune eu, din punct de vedere economic, a principiului economic, opusul la ceea ce a fost până acum 3 ani, acel principiu Wage Growth, ce înseamnă, adică consumul bazat pe creșterea salariilor. Ne propunem prin aceste programe să stimulăm competitivitatea și, bineînțeles, bunăstarea și consumul. Mulțumesc, Dumitru Nancu, pentru această intervenție, pentru întreaga intervenție și pentru întregul sprijin, cum spuneam. Adrian, cred că am făcut turul de final, nu? Dacă îmi dai voie, îmi bag și eu coada puțin, de data asta din perspectiva nu de moderator, de comentator. Eu sunt bucuros să văd... Lasă-mă să te întreb. Daniel, concluziile tale. What's next? Păi, trebuie să trăim, asta este clar. Economia trăiește. Economia a apărut de la primul troc care s-a produs între oamenii cavernei în momentul în care au făcut schimb de resurse între ei și a parcurs în pas cu noi toate etapele istorice, deci vom parcurge și va fi alături de noi atât timp cât vom exista. Acum, cât de repede acționăm, cu câtă inteligență acționăm, ce facem împreună ca această frumoasă activitate, generic vorbind, activitatea economică a planetei, să ne aducă beneficii nouă omenirii, de care să ne bucurăm, rămâne de văzut. Am o sugestie pe final. Vedeți, am stat blocați, am fost izolați, ne-am conformat, majoritatea dintre noi, măsurilor care s-au impus cu privire la combaterea pandemiei COVID-19 și cu privire la rezolvarea unei stări de urgență, unei stări de sănătate de urgență. Acum ne gândim cu toții cum facem să contribuim la rezolvarea unei crize economice, la scoaterea țării dintr-o pantă descrescătoare pe care alunecă și sunt diverse interpretări cu privire la modul în care se oprește alunecarea și se produce revenirea. În toate aceste săptămâni în care am stat izolați, am avut parte de multe mesaje guvernamentale televizate, mediatizate, în care ni s-a spus statistica de zi cu zi cu privire la decese, la cazuri și cu privire la normele pe care trebuie să le respectăm. Eu aș fi simțit nevoia ca în aceleași intervenții alături de secretarul de stat de la ISU cu mesaje despre starea de sănătate, de urgență de sănătate, să fi văzut acolo și ministrul economiei cu mesaje permanente, constante, cu privire la starea de sănătate a economiei. Acum, dacă ne gândim mai mult, mai abitir acum la redresarea economiei, simt nevoia unei
mai amplificate comunicări din punctul ăsta de vedere. Fiecare cetățean, indiferent de școală, indiferent de pregătire, indiferent de ocupație, să înțeleagă ce se întâmplă cu starea de sănătate economică a lui, pentru că este o nevoie reală. Fiecare om se întreabă ce se întâmplă cu banii lui, cu jobul lui, cu locul de muncă, cu taxele la școală, cu întreaga viață economică, dincolo de aspectul doar de sănătate. Aici aș vrea să văd o mai mare coerență. În altă ordine de idei, și aici mă opresc, oricât de doritor aș fi eu să vorbesc mai mult, business în noua economie este doar o promisiune, business în noua economie nu este doar un titlu, dar este mai mult decât atât, este o realitate. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt astăzi alături de noi în calitate de speaker, în calitate de expert, în calitate de partener direcția evenimentului, în calitate de partener media. Trebuie să mulțumesc oficial tuturor colegilor din presă care au stat alături de noi și care transmit și care promovează ideile de valoare care vor fi fost spuse în această emisiune. Și încă o dată să le mulțumesc mai ales pentru o resursă ireversibilă pe care au hotărât să o consume alături de noi, timpul. Voi încheia repede, prelund din ceea ce a spus Marius Ștefan, cred că e o perioadă în care cu siguranță ne vom adapta acestor perturbări care devin noua normalitate, de aici și seria noastră de dezbateri, noua economie, pentru că asta e noua normalitate, nu știu, nu trebuie să ne așteptăm la o revenire la ceea ce a fost, pentru că mergem spre altceva, suntem deja în mijlocul altceva. Și preiau de la Marius Ștefan, aici cred că o să separăm bunul de rău, rezistentul de fals, cel care e sincer și care e dedicat de cel care e mai puțin prezent cu mijloacele corecte în această luptă, pentru că într-un fel de multe ori este și o luptă. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din regie și care au asigurat toată partea tehnică, Celestin, Bogdan, Dan, colegilor de la grafic, colegilor de pe editorial, Teo, Roland, și pe toți ceilalți. Monica-i David și Mădălina-i Neamu în același timp. Desigur, vreau să închidem cu Monica și cu Mădălina. Desigur. Și dumneavoastră, tuturor celor care ați fost astăzi pentru aceste două ore cu noi, știți că pentru mine e o performanță, nu neapărat în ceea ce privește faptul că noi și Daniel am reușit să vă strângem, lucru pentru care vă mulțumim, dar e o performanță generală, faptul că în două ore 16 oameni alături de noi doi au reușit să exprime niște puncte de vedere foarte punctuale și coerente pentru mine. Acesta este un semn de normalitate, pentru că în anii trecuți mă uitam cu multă invidie, nu știu, la CNN sau la Bloomberg și vedeam 10, 12, 15 specialiști derulați într-o oră și mă uitam cu invidie, pentru că la noi vedeam de foarte multe ori talk show-uri la televizor fără sfârșit, în care de-abia dacă apucau să spună ceva patru oameni după două sau trei ore. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că e și un semn al progresului în business-ul românesc. O preiau așa. Mulțumesc mult și vă aștept cu foarte mare interes în continuare. Nu înainte de a vă spune că pe M360, dar și pe România Durabilă, noi o să decupăm bucățile esențiale ale tuturor vorbitorilor de astăzi, pe care le vom descărca în următoarele, nu știu, una, două, trei zile, astfel încât esența să rămână și în calupuri mici, pe care o să o putem apoi distribui și promova împreună, pentru că s-au exprimat niște idei foarte interesante. Mulțumesc frumos! Mulțumim!